Bună seara, România, oriunde te afla. Sunt Cătălin Bădițoiu. În această seară, Nașul, ediție specială, alături de mine, jurnalista de investigație România Liberă, Ondin Gherguț. Bună seara, Ondin. Bună seara, dar nu mă mai numesc Ondin Gherguț de ieri. Mă numesc Ondin Maidaneza CSM. Că așa am fost botezată de către domnul judecător Norel Popescu. În plenul ședinței CSM, transmisă în direct, online, vizionată de un public larg. Iar domnul judecător a vrut să arate că știe să se poarte cu onoare și demnitate, așa cum ieșea de bine unui judecător, și a spus despre mine cam așa: doamna jurnalistă nu e câină de pază, e maidanez care merge pe burtă căutând un stăpân. Acesta este tipul de limbaj al unui magistrat al zilelor noastre, membru CSM, instituție care garantează independența justiției, instituție care, prin membrii săi, între care și Norel Popescu, îi sancționează pe magistrații care greșesc, îi promovează pe cei buni și ne asigură pe noi că dreptatea se împarte cu ochii legați, nu cu bunăvoință pentru unii și cu răutate pentru alții. Ei, domnul Norel Popescu ne-a demonstrat că totuși justiția în România nu este aceea pe care o credeam noi, că unii dintre membrii CSM nu sunt modele pentru tinerii zilelor noastre. Nu pot fi modele, căci un astfel de limbaj nu poate reprezenta o lecție pentru un tânăr adolescent care s-a uitat în acel moment la ședința CSM dată online pe internet. Ondin, dar cum ai ajuns subiect la ședința CSM? Cu ce l-ai supărat pe acest domn Norel Popescu? Eu am scris o serie de articole despre domnul Norel Popescu pentru că domnia sa a ajuns în CSM la niște alegeri mai controversate. La acele alegeri, judecătorii de la Tribunalul Mehedinți au fost duși la secția de vot de la Curtea de Apel Craiova cu autocarul PSD. Mai precis, judecătorul Curelea, președintele judecătoriei Orșova, a cerut președintelui PSD Orșova ajutor, acela i-a dat un autocar și, potrivit obiceiului PSD, care știm și noi, acțiunea autobuzul de la atâtea alegeri, i-au dus și pe judecători la cabina de vot cu autocarul PSD. Asta am scris. Și am mai scris ceva. Senatul, numai pentru domnul Norel Popescu, cel ales în CSM cu autocarul PSD, a votat un mandat pentru 6 ani, când el trebuia să fie validat doar pentru un mandat de până în ianuarie 2017. Mandatul colectiv se termină în ianuarie 2017 pentru toți membrii. Au mai fost membri înlocuitori, pentru că domnul Norel Popescu l-a înlocuit pe domnul judecător Neacșu, condamnat pentru corupție. Ei, au mai fost judecători care au înlocuit pe alții. Spre exemplu, domnul Bordea a înlocuit-o, mi se pare, pe doamna Mona Pivniceru, da? A fost ales pentru restul de mandat. Sunt o mulțime, domnul Muscalu, procuror, a fost ales pentru un rest de mandat. Sunt 7 sau 8 membri CSM care au fost aleși pentru rest de mandat. Nu înțelegem de ce PSD îl dorește pe domnul Norel Popescu pentru alți 6 ani de mandat, ceea ce este profund neconstituțional. Eu cam asta am scris. Și în CSM se discuta cazul sau domnul Norel Popescu s-a trezit să vorbească așa dintr-o dată despre... Domnul Norel Popescu, din cauza articolelor mele, a făcut o solicitare la Inspecția Judiciară să îi se apere independența, pentru că eu i-am afectat independența, deoarece am mai dat și declarații la 2 parlamentari din Comisia Juridică a Senatului. Și acei parlamentari nu mi-au spus decât realitatea, adică nu înțelegem de ce PSD vrea ca domnul Norel să fie validat pentru mandat de 6 ani. Nu înțelegem că pe ceilalți i-am validat pentru restul de mandat. Asta a fost declarația și asta l-a lezat pe domnul judecător Norel Popescu și a cerut președintelui CSM, care la rândul său a cerut inspecției judiciare declanșarea unor verificări, întocmirea unui raport în care să-și prezinte concluziile.
este apărată independența domnului judecător Norel Popescu și sunt eu condamnată ca jurnalist care scriu minciuni, ori invers. Și inspecția a constatat că eu am fost un câine de pază al democrației, care a scris pe bază de documente, care a scris numai ce i s-a relatat și nimic altceva. În concluzie, mi-am făcut datoria de jurnalist care am informat corect opinia publică. Domnul judecător Norel Popescu a avut niște obiecții. În cadrul acestor obiecții pe care le-a susținut ieri în plenul CSM, a pornit o tiradă de invective la adresa mea, între care și această frază: nu este, doamna jurnalist, nu este câine de pază, este maidanez care merge pe burtă căutând un stăpân. Haideți să o luăm semantic. Ce înseamnă asta? Este un maidanez. Ce înseamnă maidanez? Vagabond. Merge pe burtă. Se trăște în mod ascuns, se ascunde, căutând un stăpân. Adică ce? Învând conștiința? Nu? Cam asta înseamnă semantic fraza. Deci domnul judecător Norel Popescu m-a insultat, mi-a distrus imaginea publică, mi-a afectat demnitatea și așa mai departe. Motiv pentru care am făcut și eu sesizare la inspecția judiciară, deoarece a încălcat articolul 99 din legea 303 pe 2004, statutul magistraților, în care se spune foarte clar că un judecător nu are voie să se manifeste oricum în societate sau la locul de muncă. Trebuie să aibă grijă să respecte demnitatea și onoarea profesiei sale de magistrat, care trebuie să fie model pentru ceilalți membri ai comunității, ai societății. Ori nu mi se pare că acest tip de limbaj este model. Între timp am mai descoperit și o declarație de avere a domnului Norel Popescu foarte ciudată. În această declarație de avere, domnul Norel Popescu avea înscris o datorie la primăria Drobeta Turnu Severin. În ce județ este Drobeta Turnu Severin? E Mehedinți. Unde a fost președinte domnul și mult timp, până de curând, domnul Norel Popescu? La Tribunalul Mehedinți. Ce judecă tribunalul? El era specialist în contencios administrativ. Ce judecă tribunalul? Judecă hotărârile primăriei. Dacă domnul Norel Popescu, care avea împrumut sau datorie, sau nu știm pentru ce era datoria aia, că nu a scris-o în declarația de avere, asta este o carență care se pedepsește de lege. Da. Când a scris, domnule, e împrumut în bani, e o datorie de-a mea pentru că primăria mi-a alocat o locuință din fondul locativ de stat, din fondul locativ al municipalității, sau este un teren pe care mi l-a dat ca să-mi fac eu o casă? Cât era de mare datoria? Datoria era de 19.375 de euro. O datorie mică, ceea ce înseamnă, mă duce pe mine cu gândul că este vorba de un teren. Că terenurile sunt foarte ieftine când se dau așa mai unor persoane care merită. Bun. Am sesizat și Agenția Națională de Integritate pentru că mi s-a părut că trebuia să precizeze în declarația de avere ce reprezintă acea datorie, că un judecător nu are voie să ia bani de la primărie, că dacă n-ai scris că e locuință, la locuințe, la imobile era, la clădire era liniuțe, la terenuri era liniuță. N-ai spus că e impozit. Și o fi aia? Nu, datorie. Ce poate să fie aia decât, nu că era creditar, era creditor. Scrie acolo, creditor, primăria. Deci era împrumut în bani, mai rămâneau banii. Ori primăria nu are voie să... primăria? Băi, nu, eu sunt sigură că nu e vorba de bani, că e vorba de un teren, pentru că nu are nici casă, dar n-a trecut terenul. De ce sunt sigură? De fapt nu sunt sigură, am auzit și eu niște bârfe. Nu sunt sigură că domnul Norel Popescu era obligat să treacă el în declarația de avere. E magistrat. Nu poate să spună că nu știa că trebuie să treacă. Până și cei care își cumpără mașini în leasing își trec pe declarația de avere că dețin o mașină în leasing. Dar aminte, când ai un teren în concesiune sau nu știu sub ce formă de la primărie, trebuie să scrii acolo terenul.
domnul judecător n-a scris și nu mai poate face acum rectificările pentru că a trecut termenul. Da? Nu mai este în termen. Și în al doilea rând, deja am dezvăluit-o în România liberă. Așa că e pasibil de pedeapsă. De-aia am făcut și sesizare la ANI. Și îl mai dau și în judecată. Eu acum mi-am permis să vorbesc despre domnia sa. Eu cred că am vorbit am folosit un limbaj academic în comparație cu tipul de limbaj al domniei sale. De ce mi-am permis? Că inițial n-am vrut să vorbesc despre el, pentru că am zis, domnule, nu e prezent la emisiune, nu se poate apăra, da? Pentru că și domnia sa în ședința CSM a vorbit despre mine în absența mea și în prezența atâtor magistrați care nu i-au atras atenția. Domnul judecător, vă rog să vă controlați tipul de limbaj. Și noi chiar îl invităm pe domnul judecător, dacă vrea să intre în direct, are numerele de telefon, poate să intre oricând în direct. Chiar îl rog frumos să intervină. De când îmi doresc să vorbesc cu domnia sa? Că i-am trimis nu știu câte SMS-uri să-mi răspundă la întrebări. Și în cel mai fericit caz îmi spunea că este în ședință, prin SMS. În rest n-am reușit să vorbesc cu domnia sa, dar eu îmi doresc să vorbesc cu domnia sa. Că am foarte multe întrebări să-i pun. Și mai trebuie să mai precizez ceva. Numele domnului Norel Popescu apare în dosarul penal al baronului PSD Adrian Duicu de Mehedinți, dacă vă mai aduceți aminte. Ce a făcut domnul Duicu? Domnul Duicu, dacă ne aducem bine aminte, a făcut trafic de influență din biroul premierului Ponta. Da? Pentru cine făcea trafic de influență? Pentru ca șeful IPJ Mehedinți, Ștefan Ponea, să fie numit într-o funcție de conducere în IGP, în Inspectoratul General al Poliției. Da? Și pentru nevasta lui Ponea să fie adusă pe o funcție de conducere la DNA. Bun. Cum apare domnul Norel Popescu în această poveste? Domnul Norel Popescu apare în discuțiile unor personaje din apropierea domnului Duicu și în discuțiile domnului Duicu, în care apare domnul Norel, despre care se spune că îi garanta domnului Duicu că va câștiga procesul de incompatibilitate de la Curtea de Apel Craiova. Duicu era și descoperiseră cei de la ANI stare de incompatibilitate și normal a dat în judecată ANI. Se judeca în final, era ultima fază a judecății la Curtea de Apel Craiova. Și a câștigat, pentru că acolo l-a ajutat și Ștefan Ponea, cel cu mutatul în București cu nevastă și cu tot, și pentru că l-a ajutat domnul Ponea ca să scape de dosarul de incompatibilitate și cu sfaturile domnului Norel, presupunem noi, că așa scrie în referatul DNA și în motivarea arestării preventive a lui Adrian Duicu, a reușit să scape. În plus, Ponea a primit prin tatăl său niște terenuri în concesiune de la primăria Orșova în 2013, când primește domnul Norel Popescu terenul în concesiune, dacă e vorba de teren în declarația de avere, că noi nu știm deocamdată că e așa o nebuloasă. În 2013. Dar DNA-ul a făcut verificări și în privința domnului Norel Popescu, dar nu existau probe directe că o discuție între doi infractori despre un al treilea personaj care i-ar fi ajutat să scape de nu știu ce, nu este probă directă și nici suficientă pentru inculpare. La acea dată însă nu se știa despre datoria de la primăria Drobeta, Turnu Severin. Acum se știe. Bine, asta nu înseamnă că domnul Norel Popescu este implicat în vreun fel în trafic de influență în dosarul Duicu, că eu nu sunt anchetator ca să fac anchete. Eu prezint doar o situație de fapt. Care e situația de fapt? A luat împrumutul, numele lui apare în dosarul Duicu. Și atât. Da, o să mai revenim asupra subiectului. Haideți să vorbim puțin undin și cu noul dosar al domnului Șova. O, Dan Șova repetă drama Elenei Udrea. Elenei Udrea, asta vreți. Da. E același tipar. De ce se întâmplă acest lucru? Acest lucru se întâmplă pentru că în codurile noastre noi există niște prevederi care oferă denunțătorilor o situație juridică mai bună dacă vin cu probe pentru noi infracțiuni săvârșite fie de ei împreună cu alții, fie de alții. Și acum, dacă vreunul este prins din grupul lui Șova,
și știe de afacerile Lușova și mai are și probe împotriva Lușova, că trebuie să ai și documente. Că am auzit foarte multe lucruri pe la televiziuni. Dom'le, că ce? Îi se face dosar numai pe niște declarații? Nu! Nu se face niciun dosar numai pe declarații. Trebuie să fie și probe materiale pe care să se bazeze acele denunțuri. Nu sunt simple delațiuni. E, și la Șova a fost simplu acest nou dosar, al treilea. E cu prejudiciu de 1.000.000 de euro, da? A, cunoscându-i pe directorii de la CET Govora, a reușit să obțină două contracte de asistență juridică, unul de vreo 600, peste 660.000 de euro și celălalt peste 1.800.000 de lei, în total vreo 1.000.000 de euro. Cu toate că, deci două noi contracte, cu toate că exista deja un contract cadru încheiat cu Casa Șova și a asociații și cu toate că CET Govora avea un serviciu juridic destul de puternic care putea să rezolve problemele juridice ale societății. Dar era o vacă de mulți pentru politicieni. CET Govora. CET Govora ce este? Este un complex energetic. Da. Băieții noștri deștepți se lipesc de complexurile astea energetice. De ce? Pentru că de acolo se scot bani mulți fără să faci nimic. Știm asta. Avem atâtea exemple în istoria recentă. Acele contracte s-au derulat între 2006 și 2008. Da. Sunt primele contracte pe care le-a derulat Șova. Că în dosarul mai are al doilea dosar, deci asta ar fi primele contracte. Mai este un dosar cu 2008-2009, nu știu, ceva de genul, 2007-2008. Pe, în care Șova de astă dată a intervenit pe lângă conducerea CET Govora ca o altă firmă de avocatură să facă și aia un contract de asistență juridică, un fel de abonament lunar de 10.000 de euro pe lună și casa aia de avocatură îi plătea un fel de taxă pentru că a făcut trafic de influență Șova lui Șova și Șova a luat în total 100.000 de euro de la acea casă de avocatură, bani cu care și-a cumpărat un imobil în București. Sau a completat, că probabil imobilul a fost mai scump. Și al treilea dosar este celebrul dosar cu Ponta, în care de asta dată au căpușat CET Rovinari și CET Turceni. Tot Șova avea contractele directe cu cele două complexuri energetice din zona Gorjului. Acolo Ponta a fost încheiat un contract de asistență juridică, nu știu cum se numește, de parteneria, de nu știu de care, în care l-a ajuta pe Șova în procesele penale. Angajații lui Șova au declarat la DNA că Ponta niciodată, angajații avocați, partenerii avocați din Casa de Avocatură Șova și Asociații, că niciodată Ponta nu a prestat. DNA-ul a cerut, dacă ne aducem aminte, arestare preventivă. De ce? Pentru că Șova a dat ordin să fie distruse hardurile și alte documente și să se facă niște facturi false. Și angajații s-au executat. Numai că procurorii au reușit să le reconstituie, că sunt băieți deștepți. Așa. Și pentru că a distrus probe, potrivit procedurii, DNA-ul era obligat să ceară arestarea preventivă a lui Șova. Însă știm ce s-a întâmplat la Senat. A venit doamna Jipa cu mirul, l-a miruit pe domnul Șova și senatorii n-au mai votat reținerea și arestarea. A scăpat de arestare. Ei, acum DNA-ul a cerut pentru dosarul din mijloc de 100.000 de euro arestarea și de asta dată biroul, comisia juridică a Senatului a aprobat reținerea și arestarea. Dar vom vedea miercuri în plen. Chiar dacă se va întâmpla. Crezi că va scăpa din nou? Nu, eu nu cred că va scăpa. De data asta nu cred că va scăpa și asta pentru că Ponta, pentru că PSD-ul este în disoluție. Și e un lucru bun. E un lucru bun, părerea mea. Dacă tot vorbim de PSD și Șov, hai să vorbim și de cazul domnului Dragnea, care la înalta curtea că am luat cam 60 de zile. Au găsit ei cumva, până pe 14 decembrie se mai aduc probe, după care încă 30 de zile. Este doamna Stanciu președinta completului de 5 judecători, eu am mare încredere în doamna Stanciu. Doamna Stanciu îi asigură absolut toate variantele pe care le invocă domnul Dragnea pentru apărare, ca după pronunțare să nu invoce că n-a avut dreptul la apărare. Este o tehnică pe care am observat-o la ambele completuri de 5 de la înalta curte și la completul lui Ionuț Matei și la completul doamnei Stanciu.
întotdeauna, ca și doamna Camelia Bogdan, întotdeauna admit toate probele în apărare. A, deci... Pentru ca să fie totul curat. Deci nu mai contează încă 30 de zile, dar mai bine să fie totul... De ce? Că nu se prescriu faptele. De ce? De ce să ne grăbim? Dacă poți să-i oferi omului șansa să se apere, că cine știe, poate aduce niște probe și demonstrează că nu e vinovat. Deși e de notorietate că ai ieșit la televizor și ai zis că organizează tombole. Dar, în fine, nu avem noi de unde să știm ce probe aduce domnul Dragnea. Pot însă să precizez următorul lucru, că sunt oameni simpli, care beți fiind și din pasiune pentru PSD, s-au dus de două ori la vot, au mai băgat un buletin de vot, au fost prinși și au fost condamnați la 4 ani cu executare și sunt în pușcărie. Și acum sunt în pușcărie. Pentru că au fost beți și s-au dus să voteze cu iubirea vieții lor. Da? E, dacă ăia care au votat de două ori sau mai sunt în vreo câteva cazuri care au votat de două ori sau trei ori, deci vot multiplu, pentru vot multiplu te dă 3 voturi, au luat 3 sau 4 ani și unul chiar 5 ani de închisoare cu executare, stau și mă gândesc oare câți ani cu executare ar trebui să ia un om care în ziua votului organizează tombole, care atunci dacă mai ține minte s-au făcut birouri de votare inclusiv în restaurante, da? Se dădeau mici, bere, mergeau parcă pe la Constanța, parcă mi se pare că Mazăre era cu trupa de fete în bighin care s-au dus la vot, nu? Da, deci parcă așa mi-aduc aminte. I-au încălcat atunci legea, legea foarte grav. Legea a fost încălcată grosolan, grosolan atunci, iar astfel de lucruri nu trebuie să se mai întâmple. Și cum procedăm ca să nu se mai întâmple astfel de lucruri? Pedepsim. Dacă nu pedepsim derapajele, ele se vor repeta, iar pedeapsa trebuie să fie exemplară. Nu trebuie să uităm cum vota domnul Mazăre cu autocarul de fete, de piții după el. Păi tocmai, eu parcă și acum unele spuneau, dar n-am buletinul, dar unde vă țineți buletinul? În chiloței. Da. Și nici de domnul Mazăre nu prea s-a mai auzit nimic în ultimul timp. Eu am spus, PSD-ul este în disoluție și este foarte bine. Au dispărut personaje extrem de nocive pentru democrația din România, cum ar fi Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu, Constantin Nicolescu de la Argeș, dacă vă aduceți aminte, Ponta făcuse zid de apărare când au vrut să-l aresteze preventiv, este la pușcărie, acum are un nou dosar penal, pe lângă dosarul ăla în care deja a fost condamnat. Au dispărut foarte multe personaje, Solomon și mulți. Dar mai avem încă. Avem pe domnul Negoiță, mai avem pe domnul Oprișan. Domnul Oprișan este un caz foarte special care se judecă la Cluj. Cum de-a reușit Oprișan? Oprișan este o performanță, domnule, este un record, așa se numește, record. E acel proces în care DNA-ul a cerut strămutarea. Cele mai multe, nu știu, dosar Căprioara, așa ceva eu n-am pomenit. Eu lucrez pe justiție din 1990, de când lucrez și în presă, și eu n-am mai întâlnit un astfel de dosar în care să se dea atâtea amânări. Eu cred că ar trebui să intre puțin inspecția judiciară. Dar amânările unde s-au dat, la Cluj? Numai pe procedură, deci atenție mare. Eu când spun că trebuie să intre inspecția judiciară pe un dosar care se află în stare de judecată, inspecția nu are voie să se ocupe decât de chestiuni de procedură, de respectarea procedurii. Inspecția judiciară nu este interesată de hotărârile judecătorului, că nu are voie, nu-i permite legea. Da? Dar ar trebui să se vadă dacă s-au respectat procedurile când s-au dat atâtea amânări și când s-a plimbat dosarul stânga-dreapta, de la Focșan la Cluj, de la Cluj la Focșan și așa mai departe. De la un tribunal la judecătorie, de la judecătorie la tribunal, acolo a fost un dute vino cu dosarul ăla, de stau și mă minunez. Cine este Marian Oprișan de a reușit performanțele astea? Și acum să mai revenim puțin la inspecția judiciară, că este un scandal foarte urât pe piață. Deci noi ne văitam până acum vreo 2 ani că inspecția judiciară dă niște soluții din alea stas în care toți magistrații sunt apărați, în care cetățeanul onest care are o problemă în justiție, căruia nu îi se respectă drepturile chiar de către magistrați, face plângere la CSM, CSM-ul îi trimite plângerea la inspecția judiciară și inspecția judiciară spune că nu e nicio încălcare de lege,
Sau nu o trimite CSM-ul, pentru că atunci exista filtrul CSM-ului. Noi ne-am luptat, societatea civilă, cu foarte multe organizații neguvernamentale, ne-am luptat să avem o inspecție judiciară independentă. În sfârșit am obținut o inspecție judiciară independentă. În sfârșit se autosesizează inspecția judiciară pe toate cazurile care scandalizează opinia publică. Dar inspecția judiciară nu verifică, uite cum a fost eliberarea lui Piedone, da? S-a sesizat inspecția judiciară, au sărit toate asociațiile profesionale, inspecția, a comis un abuz, cum își permite inspecția să cenzureze hotărârea judecătorului, la 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 la, asta este ingerință, este la la la. Nu este adevărat. Inspecția s-a sesizat pe respectarea procedurii. Doar a procedurilor și nu numai pe judecătorul de la Curtea de Apel care l-a eliberat pe Piedone, ci și pe judecătorul de la Tribunalul București care a decis arestarea pe 30 de zile, inclusiv pe procurorul care l-a reținut și a cerut, a solicitat arestarea preventivă. Dar numai pe respectarea procedurilor, nu pe decizii, nu pe cântărire de probe. Asta, iar oamenii nu înțeleg asta și atunci sunt asociații de magistrați care au început să ceară lucruri absurde. Să mai punem puțin în oglindă ce se întâmplă în mediul ăsta al magistraților. Până acum câțiva ani existau, noi îi numeam rinocerii din instanțe, din parchete și instanțe, da? Erau magistrații care au venit din comunism, care au făcut școlile alea ale securității pe la Bran și așa mai departe. Aceștia erau și cei mai corupți în acea perioadă. Când a început DNA-ul să ia, să-i bage puțin tel pe la pușcărie, au început tot să se ceară la pensie și au ieșit la pensie. Am cam scăpat de rinoceri. În perioada în care existau rinocerii, lupii tineri din organizațiile de, profesionale de magistrați cereau transparență în justiție, concurs real pentru promovare pe posturi. Da? Acum ce cer? Invers. De ce e atâta transparență? De ce apar în ziare atât de multe informații din dosare? De ce inspecția este independentă? Păi, revenim la vechile obiceiuri? De ce? Pentru că sunteți dumneavoastră cei mai tineri acum la putere și vreți să beneficiați de privilegiile rinocerilor? Nu! Trebuie să avem în continuare independență, transparență și concurs clar pe posturi, inclusiv concurs scris, examen scris, nu numai pe bază de interviuri. Undin, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni cu un subiect, cu subiectul cazului colectiv, să vedem ce a găsit astăzi domnul jurnalistul Cătălin Tolontan. Vom discuta despre ISU, e o bombă de presă. Da, este chiar o bombă de presă. Deja pompierii de la București au demisionat, dar vom vorbi adică după trebuia să se schimbe un guvern pentru ca noi să aflăm adevărul de la colectiv. Dacă ar fi rămas guvernul Ponta, n-am fi aflat niciodată ce s-a întâmplat cu ISU București și cu ce era la colectiv. Reveni și cum au murit acei tineri din cauza ticăloșiei unor oameni. Publicitate și revenim. Am revenit, suntem în direct. A fost nevoie aproape de 30 de zile. Schimbarea unui guvern, o anchetă jurnalistică, să ne dăm seama că acești șefi de la ISU, niște mincinoși, chiar niște mincinoși care și inconștienți, care ne declarau în seara incendiului, în seara dezastrului, că ei nu știau de clubul colectiv. Asta o spunea Arafat, nu el. Și unul din șefii ISU... Primul pe care l-am auzit a fost Arafat, dar unul din șefii ISU a dat la 30 de minute un interviu chiar de la colectiv în care el spunea că nu știe că există acolo un club. Da. Astăzi, după o anchetă jurnalistică, scuze-mă că te-am întrebat... Nu este după o anchetă jurnalistică, pentru că și Băsescu a spus-o. A spus-o înainte de a fi demis guvernul în gură. Astăzi vedem... Da. Un fax. Da, da? Da. Un fax trimis de firma Emagic, care a organizat un eveniment pe 25 și 26 septembrie, un festival cu 2000 de oameni, da? La festivalul Plum, așa se numește festivalul, da? Și a trimis o notificare spre ISU în care
spuneau. Îi anunța cum este normal când se adună 2000 de oameni, e normal să anunți că Doamne ferește, se întâmplă ceva, să fie ăia pregătiți să intervină. Un fax cu confirmare de primire. Asta este o obligație a firmei organizatoare. ISU nu s-a prezentat nici atunci. Lasă că la noi merge și așa. Un eveniment asta cu este 2000, ideea. Da. De, acum au fost 400. Dar 2000 de oameni. 2000 de oameni, nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat. Câți oameni ar fi murit? Ar fi fost carnajul, dar și așa a fost carnajul. Cum să fie atât de înconjurat și cum să minți? Au fost 280 de oameni răniți acolo, din cei 400, și a fost carnajul. La 2000 de oameni era nenorocire. Dar nu, asta este organizarea. Totul de la cap pornește. Orice ar spune Arafat. Arafat am văzut că da, acum vina pe cei de la ISU. Nu, domnule, ai fost secretar de stat? Ai avut în subordine ISU? Tu ți-ai ales șefii de la ISU? Tu ai stabilit programul lor de activitate, de intervenție și de tot? Ei controlat? Ei verificat? Au dat concurs când au ocupat funcțiile sau pe pile după telefoane? Că dacă au intrat pe pile după telefoane, nu-i de mirare că atunci când au primit faxul și trebuiau să vină în control pentru că se organizau un mare festival de muzică, n-au făcut-o, ca niște inconștienți. Pentru că noi, la noi, în România, funcțiile nu se ocupă pe bază de concurs. De asta se întâmplă astfel de lucruri. Nu există meritocrație, nu se angajează pe bază de merite, ci pe bază de pile. A, e ăla care ne-a lipit afișe. A, e ăla care ne-a adus oameni la vot din casă în casă. Ia să-i dăm și lui o funcție. Așa se împart funcțiile în administrație și în toate instituțiile statului în România. Să facem concursuri pentru ocuparea tuturor funcțiilor și nu vom mai avea tragedii ca la colectiv. Și fiecare să-și facă datoria acolo unde este, da? Asta trebuie să facă. Da, domnul Arafat este vinovat din punctul meu de vedere. Și trebuie să-și dea demisia. El a anunțat că nu-și dă demisia. Dar trebuie să-și dea demisia. Să fiu demis. Ca o domnișoară așa care nu știe nimic. O fecioară neprihănită. Nu, domnule Arafat, sunteți vinovat. Pentru că dumneavoastră trebuia să-i verificați. Dumneavoastră trebuia să-i alegeți pe cei competenți să ocupe acele funcții. Dumneavoastră trebuia... Știu că nu vă pricepeți la pompieri, că vă pricepeți la medicină. Dar îi avea și pe cei de la pompieri în subordinea noastră, nu? Dacă nu vă pricepeați dumneavoastră, trebuia să vă luați un om care se pricepe la pompieri și în care să aveți încredere și să știți că este competent, care la rândul lui să facă selecție de oameni, să facă concurs, dar concurs pe bune, nu să vină ăla cu șpaga cu 5.000 de euro ca să ocupe funcția dacă nu e din staful partidului nu știu care. E destul de proaspăt, acești trei domni care conduceau ISU nu sunt decât de 10 luni în funcție. Deci cred că DNA-ul, mai ales că i-a adus comanda pe domnul la DNA, ar putea să afle dacă s-a intrat. Astea sunt obiceiuri vechi, nu sunt nici de 10 luni de când sunt ăștia. Așa se face în România. Trebuie să ne schimbăm modul de a fi. Toți trebuie să ne facem datoria acolo unde suntem. Și toți trebuie să fim conștienți și să respectăm munca celui de lângă noi. Că ce înseamnă? Uite, avem măturători, să luăm cu măturătorii de cei care fac curat, da? Ăia săracii adună toate gunoaiele de pe stradă și venim noi și ne aruncăm muc de țigară, sticlă, peturi, am mâncat o ciocolată, aruncăm pe jos hârtia. Nu, să respectăm munca inclusiv a măturătorului de stradă. Să respectăm munca tuturor. Și să avem grijă atunci când vedem pe cineva că nu respectă regulile de conduită, să-i facem observații la modul civilizat. Dar noi nu, noi oprim în trafic și tragem cu pistol unii în alții, avem bâte de baseball în portbagaj și ieșim și ciomăgim pe unul și pe altul. Asta nu e tip de comportament, dar de ce o fac oare? Nu cumva pentru că știu că au protecție la secția de poliție, nu știu care. Pentru că dacă ar ști că n-ar avea protecție, n-ar face așa ceva. Pentru că știu că ajung la pușcărie. Asta e societatea românească. Ondin, pe acești trei domni, inspector șef colonel Mihai Guță, prim ajunct intervenție locotenent colonel Orlando Șchiopu și ajunct prevenire și control locotenent colonel Gianni Aldoiu, putem să-i acuzăm și pe dânsii de crimă, prin imprudență sau... Să nu-i acuzăm doar de neglijență sau de... Se numește omor din culpă. Omor din culpă. Omor din culpă, dar este și neglijență în serviciu cu consecințe deosebit de grave.
Pentru că acești domni știau, deci știau cu o lună înainte, nu mai poate să ne minte că n-au știut de acest club. Okay. Acum există probe certe, există acel fax, a fost descoperit, ați văzut premierul Cioloș a spus afară cu ei să nu-i mai prind în sistem, să facem, să nu cumva să mai calce în sistem acești oameni, însă nu zice nimic de Arafat. Dar cum au reușit, eu nu înțeleg un lucru, cum au reușit o lună de zile să ascundă acest fax? Până la urmă, acest fax a ieșit la iveală de la firmă privată. Domnul Arafat spune că a fost mințit. Păi cum ai condus dumneata, domnule Arafat, până acum? Dacă te-ai lăsat mințit, înseamnă că ați fost dezinteresat, că de fapt n-ați condus, că ea să sapă alții să conducă. Dar n-a fost o anchetă a DNA-ului? Parcă așa știam că a fost o anchetă a DNA-ului. Nu s-a terminat ancheta. Ancheta nu se face așa repede. Nu, se face fost cu reconstituirea. Au fost și la fața locului. Nu vorbesc de clubul colectiv, vorbesc de ISU. Pentru că îi prinsese pe cei doi care erau angajați ai ISU. La DNA sunt două dosare penale. Două dosare, nu un singur penal. Un dosar la secția civilă în care este Piedone și cu alții și un dosar la secția militară care se ocupă de aia de la ISU, da? La parchetul general este un dosar pentru omor din culpă unde sunt patronii și alții de pe acolo care n-au asigurat condițiile. Și aia sunt tot pentru omor din culpă și iau pedapsa maximă de 10 ani, parcă este, pentru că sunt multe victime și vor fi condamnați și pentru vătămare corporală gravă, pentru că sunt foarte mulți răniți care vor rămâne cu sechele. Și ceilalți vor fi, vor avea și omorul din culpă, vor avea și neglijența în serviciu și cine știe ce alte infracțiuni vor mai găsi, că eu poate au luat și șpagă, n-avem de unde să știi. De ce te-am întrebat? Oare acești trei domni vor fi aruncat acest fax? De neau dacă a fost acolo, poate nici nu l-au găsit și firma privată l-a scos acum. Păi fi convins că acolo au fost și n-au găsit. Și firma privată foarte bine a făcut că a scos și a dus la DNA documentul, a dus la parchetul general, am înțeles, documentul. Deci firma, foarte grav dacă au făcut lucrul acesta. Este foarte grav. Este foarte grav. Probabil că de asta au și fost arestați, pentru că ascunde probe, a distruge probe, ascunde probe, este motiv de arestare și deținut în arest așa 6 luni, 9 luni. Nu știu dacă 9 luni se poate, 180 de zile parcă. Dar acești domni, noi plătim din banii noștri să ne asigure... Să ne omoare! Să ne omoare, spui tu, spui bine, dar dinșii sunt plătiți să ne asigure, să fie siguranța noastră cu noi. Dar ce? Piedone, ce trebuia să fac? Piedone ce a făcut? Hai să vedem ce a făcut Piedone. A avut o cerere de autorizare, de avizare și de autorizare, da? A văzut acolo că sunt 435 de metri pătrați în clubul colectiv. Și a acceptat că intră doar 80 de scaune, adică 80 de persoane? Aici am o părere puțin diferită. Se spune în 400 de ce? Și ceva? Nu, dar tu crezi, Ondin, că primarii citesc? Și semnează câte 300-400 de hârtii pe zi. Nu poți să le citești pe toate. Cum, doamnule? Că vezi că cum să nu le citești, că n-ai multe. Eu am văzut hârtia aia, știi cum arată hârtia aia? Are trei lucruri. Știu, dar eu am încredere în servicii. Spațiu. Știu, Ondin, dar au șef de serviciu care îți dă. Păi care? Că n-a avut niciun aviz. Trebuia să aibă aviz de la ISU și nu avea. Pentru că pe suprafața aia era obligatoriu avizul de la ISU. Și hai ce să-ți mai spun. Eu știu de ce spun lucrul ăsta. Nu spun că Piedone, dar eu am văzut oameni și am și amendat scurt pe doi, care spuneau, hai să schimbăm aici hârtia asta ca să nu mai ai nevoie de nu știu ce aprobări și să trecem așa. Adică funcționarul public îl învăța pe tent cum să falsifice hârtiile ca să aprobe mai repede și să nu aibă nevoie de atâtea documente. Eu să nu crezi că iau aprobarea lui Piedone, Doamne ferește, dar spun că... Nu. De ce spun lucrul ăsta? La Brașov, de când a fost arestat Scripcaru, e un nou primar, nici nu mai semnează. Semnează câte trei hârtii într-o lună, pentru că să-și le citește pe toate și tot Brașovul e blocat. Tot, de la autorizații, la absolut tot, pentru că le e frică să semneze acum și nu au timp. E serviciile din primărie? Nu este chiar așa. Hai mă, lasă-mă, că și eu citesc hârtii de dimineața până noaptea. Din la un și sector... nu pot să spun că citesc trei hârtii. Păi dacă ajungi la ora 8 la servici sau poți să te scoli și la ora 6 să te duci la servici, că sunt medici care la ora 6 sunt în spitale. Da, și stau până la 9-10 seara sau operează câte 12 ore, că sunt operații de transplant foarte complicate. Păi să facă și primarul dacă tot ai vrut să fii ales și ai vrut să fii șeful unei comunități și vrei să ai grijă de comunitate. Stai și citește, domnule, că nu, cum spui tu, trei hârtii. De ce trei hârtii, domnule? Trei hârtii citești tu, eu trei hârtii citesc în 10 minute. Și le citesc cum? Cu pixul.
Dar da, asta vorbi... înseamnă să fii și competent. A, că ești incompetent, că ai doar 4 clase primare, ai diploma de bacalaureat cumpărată și mai ai și o diploma de facultate cumpărată și poate și un doctorat. Și ai ajuns primar și permisul la Pitești. Și habar nu ai pe ce lume trăiești. E normal că ți-e frică să semnezi hârtii, că nu le înțelegi și ți-e frică să n-ajungi la pușcărie. Ce cauți acolo? Pleacă. Lasă-i pe aia care au școală să vină, să conducă comunitatea. Știu, dar hai să, să punem și serviciile, șefii de servicii. Acolo și, normal, și șefii de servicii trebuie să-și facă datoria, dar șefii ăștia de servicii, la rândul lor, au ajuns șefi de servicii pe șpăgi. Ia să facem noi un concurs, o luăm de la zero. Și pe toate, să fie obligată toată lumea. Eu aștept un guvern, domnule, să facă asta. Să spun așa, din acest moment, toată lumea trebuie să dea examen pe funcția pe care o ocupă. Și examenul să fie serios. Nu să știe subiectele dinainte. Cine nu se pricepe, pleacă și își caută servici pentru care este pregătit, pentru care are școală. Și să vină aia pregătit să ocupe. Că avem o mulțime de tineri foarte deștepți. Ați văzut ăștia de la Clubul Colectiv Răniții Arși. Ce pregătire aveau. Ce copii minunați. 400 de copii distruși. Pentru că le rămân sechele. Este imposibil să nu le rămână sechelele. Să nu rămână cu sechele, pardon. Această tragedie a afectat mii de oameni, lumea nu-și dă seama. Fiecare a avut părinți, rude, cunoscuți care au... Dar noi, la rândul noi nostru, am fost afectați. Eu, spre exemplu, m-am gândit, Doamne, dacă fiica mea era în București, sigur era la Clubul Colectiv. Chiar la asta m-am gândit. Dacă era în București, o prietenă de-a mea zice, ah, ce bine că n-a fost fiica ta în București, că fără fiica ta nu s-a dus nici fiica mea acolo. Și așa au scăpat. Da, fiecare dintre noi ne-am speriat foarte tare atunci, toți cei care au copii și poate și cei care n-au copii, pentru că au puterea de a intra în pielea celor care suferă și își pot reprezenta suferința. Da. I-a fost cumplit. Este o jurnalistă, Ramona Strugaru, care a făcut eforturi extraordinare, este la Bruxelles, a făcut eforturi absolut extraordinare să-i ducă pe răniți, să-i repartizeze în spitale, să facă rost de cazare gratuită pentru aparținători. A cerut și ea să fie ajutată, se milogea de cei de la minister, de asta. Uite, am găsit doi medici, am găsit un spital, îi primește pentru îngrijire gratuită. Acolo trebuie să plătească, acolo nu trebuie să plătească. Și ea nu a ascultat nimeni. Și își formase în jurul ei și a format în jurul ei un grup care efectiv au sprijinit pe cei răniți. Ei, noi de asta avem nevoie în societate. De grupuri de tineri care să dorească să facă voluntariat și au început să apară. Asta mă bucură foarte tare. Societatea noastră este totuși în schimbare, eu sunt optimistă. Eu îi aștept pe tineri să vină să dea de pământ cu toți derbedeii ăștia care și-au luat diplomele pe bani sau pe cunoștințe sau pe interese naționale și să le ia locul, să conducă societatea și să facă din România o țară frumoasă. Și comunitatea din Israel, același lucru s-a întâmplat. Comunitatea din Israel a vorbit la spitale, au trimis doctori în România. Adică românii plecați, românii de afară au... Nu, că și în țară avem români extraordinari, minunați. Noi avem șefi tâmpiți, pentru că noi îi alegem la vot. Să fim foarte atenți când mergem la secția de votare pe cine punem ștampila. Că ne-am săturat de incompetenți și de analfabeți. Și de hoți. Ondin, păi că tot am ajuns la guvern. Cât de mare încredere ai în guvernul acesta? În guvernul Cioloș? Nu știu, pentru că nu-i cunosc. Vrei un răspuns sincer? Sincer, nu știu, pe, sunt vreo 4-5 ministere. Uite, în Cioloș am încredere. Dar Cioloș este singur. Sunt vreo 4-5 ministere cu niște miniștri pe care e imposibil să nu-i cunoști. Poate nu vrei să ne spui, dar cum nu-l cunoști pe domnul Petre Tobă? A, domnul Petre Tobă n-avea ce căuta acolo. Și mai sunt vreo 4-5 ministere. Uite, ministrul sănătății la ieșirea publică de astăzi m-a dezamăgit. Pentru că astăzi eu nu pot să-i cer doamnului, nu pot să critic pe domnul Arafat sau nu pot să-i cer să plece pentru că am fost colegi de facultate. Păi astea sunt criteriile, domnul ministru. Că ați fost colegi de facultate sau de nu știu de ce profesie. Nu, domnule ministru. Trebuie să te iați în carne vie. Nu mai merge pe partipriuri, nu mai merge pe simpatii. Trebuie să meargă pe eficiență, pentru că numai eficiența și competența înlătură pericolul de moarte, așa cum s-a întâmplat la Colectiv.
Nu, dar e foarte simplu. Ce m-a mai supărat? Că m-a mai supărat un ministru. Unde e foarte, eu nu știu, atât de simplu și pentru ei. Domne, Arafat a fost incompetent, a dat dovadă de incompetență, da. Trebuie din să plece. Din punctul meu de vedere, da. Trebuie să plece. Eu, ca cetățean, spun, domnul Arafat a fost incompetent. Dacă a fost mințit, că el a spus, am fost mințit și a spus și eu ce mi-a spus ăia. Da, pleacă dacă ai fost mințit. Că ești de atâta timp secretar de stat. De când? De 3 ani? De 4 ani? E de mult secretar de stat acolo, nu? Răspunde de mult. Ții minte că prin 2012, când Băsescu a zis ceva de el, s-a adunat lumea și a fost cu sticle Molotov, da? Cu revoluție. Atunci a fost manipulată opinia publică la modul cel mai ordinar. În fine, pentru Arafat s-a întâmplat asta. Merită Arafat? Iată, au murit acum tinerii din cauza lui Arafat. Eu spun asta. Că Arafat este moral vinovat. Penal, juridic poate nu este vinovat, nu știu. O să stabilească DNA-ul, o să stabilească parchetul general. Dar moral este vinovat. Am ajuns la cifra 60. 60 păi de nu uita, domnule, stai să ne mai aducem aminte de accidentul aviatic, da? Din munții Apuseni. Când au murit Iovan și Aura Ion, studenta la medicină. În loc ca premierul Victor Ponta pe Iovan, păi mortul întotdeauna este vinovat, da? Elicopterul de pe lacul Sudghiu. Da, dar stai să spun, că vreau să spun cu Apusenii, pentru că acolo mă doare foarte tare. Oamenii ăia făceau voluntariat, practic, făceau apostolat. Și erau să moară toți, doi au murit, doi nevinovați au murit. În loc ca premierul Ponta să facă celulă de criză. Dacă făcea celulă de criză, SRI-ul avea temei legal să descopere unde le sunt telefoanele mobile și să intervine exact acolo unde erau și îi găsea imediat. Dar ce a făcut premierul Ponta? Ponta era la Cârciumă. S-a dus la restaurant cu la Cârciumă, cu jurnaliștii. Păi așa-ți pasă ție de viețile oamenilor. Așa-ți pasă ție. La Sudghiol era un elicopter smurt. Bun. Urlau oamenii, hai să ne ajute. S-au dus niște luntrași să-i ajute, că nu și era nimeni cine să intervină. Dacă țin eu bine minte, elicopterul era cumpărat de la Consiliul, președintele Consiliului Județean, de la Nicușor Constantinescu. Da, elicopterul așa, da, vopsit smurt, puțin. Făcut, da. Exact, era pe fundația. Și era smurt. Și fundația cu era? A cui era fundația? Cine era în fundație? Domnul Arafat. Păi poftim, iată cum se leagă lucrurile. Nu știu. Eu fac niște conexiuni pentru că sunt obligată planorul să găsit nu acum după 4 luni. Nu adun probe. Da. Dar să revenim puțin la aviaticul din munții Apuseni. A găsit smurdă, au găsit echipele alea extraordinare de salvare, i-au găsit pe oameni? Nu, niște localnici au găsit. Și bine că i-au găsit, că i-au salvat, l-au salvat pe doctor Zamfir, care este un medic absolut minunat. Face prelevări de organe și transplant la Funden, e în echipa de transplant a profesorului Ilinel Popescu, transplant deficat. Este un om absolut minunat, domnul Zamfir. Și fetița aia care a murit cu lacrimi înghețate pe obraz. De ce atâtea tragedii? De ce oamenii minunați trebuie să moară? Pentru că niște incompetenți, pentru că lăsăm niște incompetenți să le conducă. Asta este drama noastră. Și ca să nu ne mai conducă la vot când ne ducem, să fim foarte atenți pe cine punem ștampila. Să nu ne lăsăm cumpărați două gălate și un kilogram de zahăr, pentru că plătim kilogramul ăla de zahăr cu impozite noi de 10 ori mai multe. Știți câte impozite a introdus Ponta după ce v-a dat nu știu ce mici și nu știu ce beri și nu știu ce altceva pe acolo, spectacole? V-a băgat 72 de impozite imediat, nu? Parcă așa. Taxe și impozite noi. Știți că primăriile au acum liber să mărească impozitele pe proprietăți, pe terenuri, pe case, cu cât vor ele? Știți ce impozite vă veți plăti la imobile? De ce? Pentru că ați pus ștampila unde nu trebuie. Că v-au dus la nu știu ce evanghelioane, la nu știu ce distracție, nu știu care parc și ați votat ce nu trebuie. În loc să votați cu mintea, ați votat cu păhărelul. Acum tragem toți din cauza votului dumneavoastră. Iar intelectualii să nu mai stea în casă la vot, să nu mai fie comozi, să meargă la secția de votare și să voteze. Dar câteodată nici nu ai pe cine vota unde. Mă, este să adevărat fim cinstiți, adică câteodată oferta e proastă. Este proastă, legile sunt proaste, dar așa cum tinerii au ieșit atunci la colectiv cu 70.000, să mai ieșim o dată ca să schimbăm legea electorală, că e foarte proastă și asta. A legea nouă electorală e catastrofală, nu e proastă. Să nu mai existe prag.
Dacă tot avem circumscripții și tot avem uninominal, da? În circumscripția în care cel care a luat cele mai multe voturi, ăla să fie ales. Da? Nu în funcție de nu știu ce redistribuiri. Și... ca să ajungă toți derbedei în Parlament unde sau prin aleși și legea nu de acum ai făcută pentru PSD, să zicem oameni și PNL. Pentru partidele mari. Nu este restul normal. Partidelor... Pentru că o comunitate mică, da? O circumscripție, să poată, dom'le, toată lumea, să poată participa și absolventul nu știu care, matematicianul nu știu care, să fie și el în Parlament, să facă legi bune, avocatul nu știu care, să poată participa toți, nu trebuie să fie regimentat în partid ca să fie cu hoarda aia de lăcus, de la furat. Poate să dea cineva telefon să zică votați așa și ei să voteze, eu nu înțeleg. Nu, deci unde trebuie schimbată să fii legea. Hai să te întreb un lucru, ai putea să... Erai, ești parlamentar, să-ți dea cea telefon să spună Ondin, votezi așa, că așa vreau. Eu nu înțeleg pe acești oameni sunt. Cum poți... Dar cum pot ei să voteze? Da, ci că ridici în sus. Ești vina de partea pentru ce vă duceți mai acolo? Ca să aveți ce? Să aveți limuzine, să v-ați făcut, v-ați mărit, de câte ori v-ați mărit salariile domnilor parlamentari? De 3 ori, de 2 ori, de câte ori și-au mărit parlamentarii salariile? Ce sume forfetare, ce mașini, ce secretare, ce cabinete parlamentare. Ar trebui să nu luați nimic. Păi nu, că și-au mărit de vreo 3 ori salarii. Venitul, că se numesc indemnizații, nu salarii. Da. O să vină Nicolicea și o să-mi zică greșit, nu știți drept, habar n-aveți, noi nu avem salarii. Ei, prin drepturile care le au, Undin, i-ar putea să blocheze multe proiecte și un singur deputat sau un singur senator. Ei poate să ceară interpelări, comisii de anchetă, un singur senator, un singur deputat. Ei nu fac nimic, ei stau. Ei, dragă, ei își fac averi, stai cu minte că ei nu stau. Ei lucrează pentru familie, pentru averea familiilor lor. Păi și o să ajungă în pușcărie. Că unii da, scapă. Alții nu. Unii scapă, că nu intră toți la pușcărie. Crezi că o să mai scape? Da, sunt mulți care scapă. O să vedem acum. Eu mizez foarte mult pe legea asta nouă penală, care le oferă unora care au săvârșit infracțiuni posibilitatea să-și mai îmblânzească pedeapsa dacă denunță și vine cu probe despre alții. Și se recuperează și prejudiciile. Că toate prejudiciile, inclusiv de la denunțător, se recuperează prejudiciile. Să nu care cumva să credeți că denunțătorul rămâne cu averea furată. Nu. O dă înapoi pe aia furată. Ba dacă pedeapsa care i s-ar cuveni depășește 4 ani sau 5 ani, nu mai țin minte exact, se face și confiscare extinsă. Da? E foarte bună legea. Bravo, Monica Macovei. Ia cu legea asta. Luăm un scurt moment publicitar și când ne întoarcem vorbim despre pomenile domnului Ponta. O ultimă pomană înainte să plece de la guvernare. Publicitate și revenim. Am revenit, suntem în direct. Am promis telespectatorilor că după pauză vorbim de cadourile domnului Ponta. Domnul Ponta pe 22 octombrie 2015... puțin înainte să plece, a făcut o rectificare bugetară. Dar știa că pleacă? Nu știa. Pe 22, cred că știa. Nu știa, pentru că el a plecat din cauza colectivului. El nu știa că îi se pune la cale răsturnarea. Nu, de aici au făcut o rectificare bugetară, niște bani pe niște consilii județene prietene pentru alegerile din primăvară bănesc. Da. Nu? Hai să vorbim puțin. Unde s-au dus cele 30 de milioane? Adică nu 2 lei. Că 3 miliarde de euro. Nu, 30 de milioane de lei a fost, o fi fost toată rectificarea. Dar 30 de milioane de lei, aproximativ 7 milioane de euro, au plecat spre consiliile prietene. Hai să vedem de ce se fac rectificări bugetare. Rectificările bugetare se fac pentru a ajunge banii acolo unde trebuie. Țin minte că anul trecut au făcut niște rectificări bugetare din care au luat o groază de bani de la sănătate când sănătatea era la pământ. Au luat o groază de bani de la învățământ când învățământul era și este la pământ. Au luat de la infrastructură o grămadă de bani. Ca să dea spre primării. Întotdeauna primăriile și consiliile județene trebuie să aibă bani. Acum le-au mărit și salariile, nu? Le-au făcut de câte ori salariile mari primarilor și nu mai știu cui. Nu știu dacă a fost promulgată legea asta. De ce? Primarii, dragi prieteni, sunt foarte importanți.
pentru că ei organizează alegerile, ei îi numesc pe cei din comisiile de votare și comisiile de votare pot, la comisiile, la membrii comisiilor de votare se pot aranja voturile alea nelegale, da, care se bagă în plus sau se anulează pentru un anumit candidat ca să iasă cel de-al nostru. De asta întotdeauna guvernanții noștri au grijă să dirigeze bani spre primării și spre consilii județene. Spre consilii județene și primării. Consiliul județean distribuie către primării banii, da? Distribuie banii noștri să ne fure pe noi. Cam asta e. Bun. Și atunci ce fac? Ia să vedem noi care sunt consiliile noastre. Ha. Asta, asta și asta. Acolo trimitem banii. Și unde trimite ei? Trimit la Prahova, unde l-au pe Cosma. Trimit la Sibiu, unde l-au pe Cindre. La sectorul 3, unde este prietenul nostru Robert Nigoiță. La Vrancea. La Vrancea, unde este prietenul nostru Oprișan. La Bistrița Năsăud, domnul Radu Moldova. Da. Și mai arunc așa niște firimituri pe la Cluj, pe la aici au trimit miliarde și acolo și la Dâmbovița, da, pe și acolo este clientul nostru, stăpânul nostru, Țuțuianu. Da. Din ce PSD mai caută oamenii ăștia? Acest domn de la Purești, din ce știu și domnul de la Dâmbovița legea, e. Pentru că da, au probleme cu justiția. Cu justiția, domnul Oprișan. Legea așa prevede. Dacă dar nu ești condamnat să te întorci. Dar să schimbăm odată legea asta, că m-am săturat ca Oprișan. Definitiv cu suspendare, care sunt demnitari. Pentru că sunt cu suspendare. Pentru că nu vor să modifice legislația. Știi de ce nu modifică legislația? Pentru că se știu cum usca pe căciulă. Și în gândul lor spun, stai puțin, dacă mă arestează și pe mine și primesc o pedeapsă cu o suspendare, dar de ce să nu rămân? Și atunci nu modifică legea. Pe cineva că a furat, îl condamn poate cu suspendare, ești același acel om ar trebui să dispară din viața publică. Și acel om ce face în continuare? Manageriază banii noștri. Ei, până, da, da. Cu toate că a fost prins cu corupția în gură, cu toate că a stat în arest preventiv atâtea luni, totuși s-a întors pe funcție pentru că i-au expirat măsurile preventive. Și legea spune clar că până când beneficiezi de prezumția de nevinovăție, că este normal să beneficiezi de prezumția de nevinovăție, dar asta nu trebuie să aducă cu sine și funcția ta publică. Nu trebuie. Nu mi se pare normal. Pentru corupție, pentru corupție n-ar trebui să rămâi pe funcție publică chiar dacă nu ești condamnat definitiv. Și românii chiar au o vorbă, pui lupul paznic la oi. Bine, n-ai din moment. Păi dacă pui lupă paznic la oi, înseamnă că pui infractorul, înseamnă că pui condamnatul, care a fost deja condamnat, nu poți să spui asta. Pentru că beneficiază totuși de prezumția de nevinovăție. Însă ar trebui să nu mai aibă voie până nu-și clarifică situația juridică, să nu mai aibă voie să ocupe aceste funcții publice. Dar asta nu mai aibă voie să semneze pentru bani, orice e nevinovat. Când îl declară nevinovat, îl punem înapoi în funcție. Ca să plece din momentul ăsta. Și eu sunt de acord cu tine, dar pentru asta trebuie modificare legislativă și tocmai ce ți-am spus, că nu vor să se modifice legislația. Măi, acum, de când cu descentralizarea, să știi că parlamentarii sunt conduși de baronii locali. Pentru că banii trebuie să meargă, fiind descentralizați, banii se orientează spre consilii județene și de acolo se împart banii. Da? E, baronul îi zice parlamentar, bă, dacă votezi așa, păi vin acuși alegerile și nu te mai ajut să câștigi alegerile. Sau nu te mai accept că baronii ăștia locali fac parte și din consiliile de conducere ale partidelor, cum se numesc ele. Și ei fac listele electorale și nu-i mai pun pe ăla care nu le ascultă ordinele și nu votează cum vor ei ca să ajungă banii unde trebuie. Asta este mizeria, este un cerc vicios care trebuie spart și noi trebuie să spargem, noi și tineri. Eu am mare speră, eu când am văzut marea aia, că au trecut pe aici prin fața studioului de la Nașu TV în prima seară de meeting, când erau atât de frumoși și tăcuți, era meetingul acela tăcut, când nu s-a strigat nimic, era meetingul durerii. I-am văzut, erau atât de frumoși, ei, voi trebuie să schimbați societatea, voi trebuie să le impuneți reguli de conduită normale, etice, civilizate, corecte.
Voi ați văzut ce tare s-au speriat când v-au văzut mulți, 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 până s-au repliat și au spart meeting-ul că și-au trimis dogăreii printre... S-au repliat, după două zile s-au repliat, au fost șocați la început, s-au speriat foarte tare, Ponta și-a dat rapid demisia, că era speriat, era clar speriat, eu așa l-am văzut speriat. S-au repliat rapid, pentru că în spatele lor sunt și foști ofițeri de securitate, care se pricep la lucrurile astea, știu să aranjeze, știu să deturneze meeting-uri, își au oamenii lor gălăgioși, nu ai văzut când zilele următoare... Eu i-am văzut, am văzut un grup de vreo 150, de vreo 150 de indivizi care parcă erau din Ferentari sau de pe stadioane. Cineva sufla dintr-o vuvuzea și făcea un semn, se urca la universitate și se adunau toți, că îi vedeam de prin mulțimea de vreo 10.000 de oameni și se duceau între Cazinou de la Dunărea și Arhitectură, se duceau până la capăt, se sfătuiau, era un grup mare, 50-100 de persoane, poate chiar 150, n-aș putea să spun exact. Și după aceea se întorceau, iar se amestecau în mulțime și iar agitau și iar făceau scandal și strigau DNA, CSM, DNA, aceeași mizerie, ceva de genul ăsta. Adică DNA, păi de unde toată mulțimea adevărată care ieșise pe stradă era mulțumită de DNA și voia ca DNA-ul să intre și să ia pe toți criminalii și derbedeii țării, au venit dogăreii și au început să strige împotriva DNA. Asta înseamnă deturnarea unui meeting, da? Confiscarea unui meeting, așa cum s-a confiscat Revoluția în decembrie, așa confiscă și meeting-ul. E aceeași scenariu. Tomi, dar cu ce bani sunt plătiți? Cu banii noștri, până la urmă, că noi suntem proști, păi, nu le plătim taxe. Sunt bani furați care sunt la unul și la altul și dacă se schimbă sistemul, se schimbă regulile în țară, cine are de suferit? Au ei de suferit pentru că le descoperim matrapazlăcurile, procurorile descoperă matrapazlăcurile și le confiscă averile, că asta e doar veicăle. Au început foarte bine cei de la DNA, doamna Chioveși, felicitări, a început să confiște averile și judecătorii să pună sechestru, să, nu, DNA-ul nu confiscă, scuzați vă rog frumos, da? Pun sechestru, asiguratoriu, instanțele. Și avem câțiva judecători de excepție care aplică atunci în funcție de coduri, fie confiscare specială, fie chiar confiscare extinsă, au început deja și confiscările să intre în funcțiune și instituția confiscării extinse. Dar totuși s-o prește la ANAF. Și stai puțin, că ANAF-ul nu-i de capul lui. Păi deocamdată e de capul lui, deocamdată cât au. Acum nu mai este Ponta și eu cred, din ce știu eu, au cam început să acționeze de frică. Numai că nu știu cât îi ține frica. Pentru că am văzut că unii miniștri nu prea se deosebesc de cei care au plecat. Nu știu să dau nume, că nu-i cunosc foarte bine, dar m-au dezamăgit câțiva. Încă nu i-am învățat. Eu cu politica asta au prost. Nu, dar eu chiar nu cred. A venit acest domn la transporturi. Știi ce ne-a spus? Ne-a spus, da, vom face autostrada Pitești-Sibiu. Da, în câte zile? Că toți au făcut. Nu, dar asta era proiectul lui Ponta, ei nu fac nimic. Da, păi în loc să vină primul lucru. Nu, stai puțin, stai puțin. Dacă deja au fost investiți niște bani acolo, dacă s-au făcut niște studii de fezabilitate care au fost plătite, trebuie să fie continuat proiectul. Da, da, ok, dar nu poți să zici banii. Că ăsta e proiectul tău, Ondin. Nu, nu, o să spui, da, domnule, uite, a demarat cu Tărescu, a dat deja niște bani, nu vreau să pierdem banii ăia, pentru că noi nu suntem, da, distrugem tău. Tot și începem noi de la capăt. Când au avut, da, ei n-au niciun proiect deocamdată. El în primul rând să vină. Puțin. Acum nu trebuie să le cerem. Ondin, am vorbit aici de Neaga, de 1.800.000 de euro o vară întreagă. Au vorbit și la realitatea. Păi primul lucru îl dădeam pe Neaga și pe Manuela afară. Păi primul lucru care veneam ca ministru. Ai corpul de control al guvernului care spune ce s-a întâmplat la CNA-DNR. Păi și tu acum, stai. Eu dacă aș fi fost ministru, eu nu i-aș fi dat imediat afară. Eu până nu aș fi făcut un audit, până când nu i-aș fi pus să-mi arate toate documentele, să-mi spună tot ce au făcut, să-mi spună unde s-au dus banii, nu i-aș fi dat afară. Să-mi explice tot la milimetru. Păi, dar le-a explicat corpului de control și curții de conturi. S-au terminat controlele curții de conturi și corpului de control al guvernului. Au fost făcute. Păi, și sunt destul de grave. Păi poate că n-au încredere și poate DNA. Că vor să au facă spre ceva DNA. încrucișat. Dar nu mai poți să lași știu, pe domnul eu, Neaga. Eu, ca ministru, nu pot să dau afară toată lumea până nu văd ce a greșit Neaga. Păi domnul Neaga, ce a greșit? Vedem cu ochiul liber și nu trebuie să mai vedem mare lucru. Autostrada
Sibiu orăștie, eu mă refer la cifre, că degeaba o vezi tu închise, eu vreau să văd cât s-a furat, cine a furat, păi, cum a furat. Da, dar de ce să nu mai lași un din? De ce să nu mai lași mai fure în continuare? Nu să fure, că nu-i las bani pe mână, stai puțin, stai să ne înțelegem bine, că nu-i mai las bani pe mână. Îl las doar pentru explicații și pentru ca să-mi arate toate actele. Nu, înjumătățește-le puțin salariile alea pe acolo. Asta da. Asta da, cu salariile. 200 de milioane, 150 de milioane, consilier, 150 de milioane, consilier da. Personal al domnului Neagă, 150 de milioane. Da, nu, ăsta este dezmăț. Este pur și simplu dezmăț, este bătaie de joc și prin salariile astea mari, ale unor indivizi nepregătiți, practic sunt umiliți, jigniți, profesorii, doctorii aceștia minunați care fac transplant, despre care tot vorbim, da? Și care muncesc de dimineață de la 6 până la miezul nopții. Profesorii de la țară care muncesc și care au salarii de mizerie și care fac apostolat efectiv pentru ca să alfabetizeze cât de cât acele cătune, pe acei copii din cătunele amărâte. Aia sunt apostolii. Lasă, domnule, de afară ce trebuie atâția consilieri. Păstrează-ți unul sau doi în funcție de personal funcție. Nici nu, domnule, că nu știu care avea 15 consilieri, Ponta, care... Dar măcar Ponta era prim-ministru, de asta un director de regie, Ondin. Lasă, să fii, da... Ondin, director de regie, să ai 5 consilieri. Dar director de regie n-ar trebui să aibă niciun consilier. 5 consilieri. N-ar trebui niciun consilier, și domnule, că are director, are director pe fiecare. Ce nevoie ai? Păi directorii aia sunt și consilieri. Ce nevoie mai ai de consilieri? Păi uite, și fiecare peste toți nu, peste 150 de milioane. Nu, desfințează toate posturile astea. Păi Boclea cam desfințat și au venit ăștia și au înființat, Boc a desfințat aproape tot și au venit ăștia și au înființat de 100 de ori mai multe posturi. Dai păi ții minte câte ministere făcuse Boc? 11 sau 14? 11, rămas 21. Și au făcut, la un moment dat erau vreo 28. Păi îți dai seama, anul acesta va fi primul an și cred că record mondial vom avea minus 9 km. Astăzi am citit undeva minus 22 de km de autostradă. Colegii, s-a mai închis vreo autostradă? Deci minus 9 km, mai puțin decât la începutul anului. Cu minus, nu mă, zero, minus. Pe asta sunt reușitele guvernului Ponta. De pentru că ei n-au avut timp să strice. Și a domnului zile. Ponta. Și-a... Păi nu, nu, vorbim de domnul Ponta. Și a domnului Neagă. Păi nu, dar domnul... Ai sigur, păi funcționarii de sub-ministru asta... și tot aparatul. Păi domnul Neagă ăsta, Ondin, a schimbat 4 miniștri al transporturilor. Dacă rămâne domnul Neagă și schimbă și a 5-lea ministru, păi cine e acest domn Neagă? Păi cum mai era unul Gherina pe la finanțe. Pe bune, adică cum? Da, sunt cei veșnici. Să ai 1.800.000 de euro, că lumea nu înțelege. Nu știu dacă ai văzut tabla care am avut-o noi aici, ce înseamnă 1.800.000 de euro da, buget cum, pe an. Acum, lumea nu înțelege. Îmi dau seama imediat ce înseamnă 1.800.000 de euro. 1.800.000 însemna în fiecare zi 23 de milioane de pâini. Deci niciun român n-ar trebui să-și plătească pâinea. Exact. Exact. Să ai banii ăștia și tu să faci minus 9 km de autostradă într-un an. Minus. Minus. Da? Au inaugurat adică... 13 km și au închis 22. Da. Care au păi am văzut și trecut. Eu niște gropi și niște deplasări și niște spărturi da, dar în închis autostradă. Autostradă, 22 de kilometri care au inaugurat-o anul trecut, când a, la prezidențială domnul Ponta a inaugurat Sibioră, știi? Acum au închis-o, că era stricată. Păi să se tragă la răspundere. Păi să se tragă, asta zic și eu, dar prima oară dă afară pe domnul Neagă, dă afară pe doamna Manuela, purtătoarea de cuvânt, care a fost și în regimul, colegii mă așteați puțin. La... Nu cunosc, eu nu știu. A fost în guvernul Năstase la Miromitrea. Au. Doamna care când la Mitrea intra în birou. Cum o cheamă? Manuela Dumitru sau Manuela Dumitru. A lucrat, a fost și a lucrat și prin presă pe la Antena 3 parcă să. Înțeleg, da. Da. În fine, eu sunt pentru schimbarea, pentru primenirea tuturor funcționarilor. Am spus, sunt pentru concurs, organizez imediat concurs pentru ocuparea tuturor funcțiilor. Cu drept de a participa și a celor care sunt acolo, da? Și dacă n-ai luat, da, concurs, tata, nu așa pe aranjamente, și dai afară pe toți și aduci pe aia buni. Nu știu, unde, competenți, că sunt absolvenți de școli bune. Acum poate pe mine înjură multă lume, dar e părerea mea. Hai să mai tăiem puțin și din ajutoarele sociale. Hai să vedem cine are nevoie de ajutoare sociale. Păi să-i dăm ajutoare sociale. Ajutoarele astea sociale mai încurajăm și ne munca. Păi exact. Cine are nevoie să primească ajutoare, hai să mai tăiem și din pensiile alea de 200 de milioane. Să dăm la oameni o pensie, nu știu, maxim de 1.000-1.500 de euro. Ce a făcut Ponta?
că dogarul, nu știi că s-a dus dogarul și a pus scandal că i-au scăzut pensia, păi cu ce ați contribuit, domnule? Să revenim la principiul contributivității la pensiile astea. Ce ați pensii speciale? Da, dar nu poți să-i dai unui pensionar care a muncit 7-10 milioane. Niște pensii și pentru parlamentari și pentru nu știu cine și parlamentarii și inventează tot sort de pensii speciale, dar mai lăsați-o, domnule, cu pensiile voastre speciale. Da, ce ați făcut voi pentru societate? Ați distrus societatea, trebuie să ne plătiți voi pe noi că v-am răbdat. Avem profesori care au predat 40 de ani și au 11 milioane pensie. Da, și avem și militari, nu știu, că n-am nimic cu ei. Mă, la 100 de milioane, ce au făcut? Au luptat în vreun război? Au fost în teatre de operațiuni? Ce au făcut? Mai sunt unii care au fost în teatre de operațiuni. Care au fost în teatre de operațiuni. Afganistan, Irak. Acum, dar da. Nu cred că au ieșit la pensie încă. Sunt unii care poate că, uite, n-ai de unde să știi în ce fel de operațiuni. Corect, deci care au fost la ei, dar nu toată lumea. Special, da, pentru aia sunt de acord. Nu vorbim de pe militarii care ce făceau? Stăteau în cazarme că era o armată obligatorie și, mă exprim, făceau mișto de copii care veneau. Da, da, îi chinuiau. Îi chinuiau, adică și acum au pensii. Au toți foștii comuniști, pensii de 60-70 de milioane. Da, lasă-mă că am scris eu pensiile foștilor ofițeri de securitate. Am făcut eu niște dezvăluiri, au fost primele despre pensiile foștilor ofițeri de securitate, față în față cu pensiile victimelor lor. Deci victimele lor aveau 4-5 milioane de lei în perioada aia 2005-2006 pensii și ăilalți aveau 70 de milioane. Da, adică acest guvern să vină puțin să vadă. Un preot care avea 4 milioane și ceva de lei pensie și călăul său avea 68 de milioane de lei pensie. Călăul său care l-a chinuit, care l-a torturat, care l-a batjocorit. Da, sunt aberante, adică nu înțeleg și doctori care au pensii mici, profesori și... Ce greu am obținut informațiile care au o doamnă Buzdugan care nu voia să mi le dea. Cum vă permite să ne cereți nouă pensiile? Unde și omul ăla care a lucrat în forjă și cu ce mai împrejos să aibă o pensie de 30 de ori mai mică? Că omul ăla a muncit și el 40 de ani, a contribuit. Și în ce condiții a muncit? Da, nu, sunt de acord. Adică, nu știu, fă o pensie de 1500 de euro, că sunt prea mari diferențele între 7 milioane sau 3 milioane. Trebuie să se revină la principiul contributivității la pensii. Trebuie să dispară pensiile speciale, părerea mea. Și să se dea pensii în funcție de cât am contribuit fiecare la fondul de pensie. Da, asta merităm. Iar pensii speciale doar pentru cazuri absolut speciale. Cum am spus, cei care au fost în teatre de război. De operațiuni, exact. Și atât. Și atât. De ce un medic? Uite, cum a fost doctorul Pesa Mosca, Dumnezeu să-l odihnească, da? A muncit o viață întreagă de dimineață până noapte și de noapte până dimineața, că spre sfârșitul vieții chiar a locuit în spital. Un om absolut minunat. Acel om avea o pensie mică, mică, în comparație cu derbedeii nației. Nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal. Da, asta ar trebui să facă. După părerea mea, asta ar trebui să ia domnul Cioloș. Să-și asume lucrurile astea. Că de-aia e guvernul tehnocrat. Da, dar e pe o perioadă foarte scurtă. Da, dar poate să-și asume. Acum trebuie să-și rezolve urgențele. Da, dar poate să-și asume și lucrul ăsta. Ar putea să se întoarcă puțin la legislația promovată de Boc, să ia ce este bun de acolo, că erau și lucruri care nu erau bune. Să le îmbunătățească, că are și oameni deștepți pe acolo, că am văzut că și-a luat și câțiva copii foarte deștepți. Că și i-a dus de la Bruxelles și să facă niște proiecte noi, bune, să reașeze puțin societatea asta pe criteriul valorii să primeze. Și să primeze munca. Valorii, când spun valoare, spun și muncă. Da, și nu pot de muncă, adică sunt sate întregi care le convine să stea pe baza ajutorului social, oameni de 25-30 de ani, noi le plătim câteva milioane pe lună. Pentru că n-au locuri de muncă. Aveau și locuri de muncă. Deci a venit o firmă din Iași și n-au vrut să angajeze cu 12-13 milioane, un sat întreg. Înseamnă că s-au obișnuit. Păi s-au obișnuit. Pentru că i-au corupt și pe cei săraci, mă. I-au corupt cu ajutoarele sociale. Pentru că cei săraci cu ajutoare sociale sunt armata care merg la vot și le dau lor voturile. Asta este.
Da, dar banii ăștia pleacă din investiții. De aia nu avem spitale în România, de aia nu avem școli în România, de aia nu avem străzi în România. Și cu ce sunt eu de vină? Nu tu, dar zic ca ideea, adică oamenii ăștia trebuie să înțeleagă o dată. Și cineva trebuie să... Eu sunt de acord cu tine. Guvernul ăsta trebuie să-și asume. Trebuie să mai invităm la emisiuni din astea și un om care susține pensii speciale, care susține... Da, vin? Păi asta e, că nu vor să vină. Păi nu vin, că n-au curaj. Pentru ca să ne explice și nouă de ce. De ce fac asta? De ce distrug țara? De ce distrug țara? Și-au riscat viața. Unde și-au riscat viața? Că eu asta îi întreb. Unde? Ăla care și-a riscat viața, ok, ăla care a stat, n-a avut niciun război, n-a fost România niciun război până... Ce a muncit domnule Dogaru? Unde a fost Dogaru? Ce acte de vitejie ați făcut domnule Dogaru? Ca să luați pensie specială și să urlați după pensia aia specială. Ce ați făcut? Ce ați făcut deosebit pentru țară? Da, nu știu, când... Domnii senatori spuneau că ei nu pot să se ducă cu taxiul la Parlament. Dar era o doamnă care spunea că ea mai la coafor trebuie să dea nu știu cât. Dar și eu mă duc și mă tunzi. Că nu-i ajung banii pentru banii. Tu nu te duci și tu să te tunzi. Nu ne luăm și noi haine. Nu mergem cu mașina, cu taxiul și noi. Dar să stea acasă dacă nu vreau să fie. Eu merg mai mult pe jos. Sau pe jos, dar să stea acasă. Da. Deci, în loc ei să-și dea seama că e un privilegiu să fii senator sau deputat, poți să rămâi în istoria țării. Pe ce interesează? Coaforul, să aibă și o mașinuță, dacă nu folosesc ei, internaționale. Delegații internaționale în care nu știu să vorbească limba, nu știu să vorbească engleză majoritatea dintre ei. Ei, stai că s-au mai specializat, că au mai stat, au început să învețe, unii s-au pus cu burta pe carte să învețe limbi străine ca să se cu poată cine? Distra. Cu burțile alea mari ale lor. Unii au început cu redeslăbire, am observat, erau foarte mulți burtoși și au slăbit pentru că au fost prin străinătate și au văzut că ea sunt subțiri și frumoși și fetele frumoase se uită la oia mai slăbuți, nu la burtoși. Și au început să facă și se mai duc și la spa și la masaje. Dar nu e posibil în loc să fii... Burghezii bine. Dar și de asta zic, acest guvern chiar are șansa. Pentru că acest guvern nu e un guvern politic. Acest guvern ce șansa are? Are șansa să propună niște proiecte prin care să răstoarne efectiv, să reașeze cum trebuie sistemul, să înființeze un sistem, să-l ființeze sistemul de valori, că noi niciodată n-am promovat valorile, întotdeauna am promovat non-valorile, am promovat impostorii. Repet, concursuri, organizarea de concursuri, să intre tineri competenți pe posturi și atunci țara va merge bine. După și părerea nu mea, va exista nici neaga. După părerea nici... mea, acest guvern nu va putea trece nimic. De ce? Din cauza Parlamentului? Din cauza Parlamentului. Acest guvern, după părerea mea... Dar că tu te contrazici, ba ce păi nu, cerul Cioloș nu, eu vreau, facă, nu dar eu vreau să-i facă Cioloș, dar vreau ca să-l facă acum, mâine, poi mine, să vedem ce face Parlamentul. Eu zic ce se va întâmpla. Tu vrei să vezi, să-i dai un test, să dea nu vreau Cioloș să-i un test cu Parlamentul. Să încerce Cioloș, nu să încerce să țină. Și pe urmă să iese strada, să iasă strada ca să-l susțină pe Cioloș. Păi exact, ca, uite, să e o idee foarte bună, dar pentru asta Cioloș trebuie să-și facă un program de guvernare exact. Altul decât cel pe care l-am văzut eu. Exact, asta. A existat un program, ai văzut un program? A existat program? O schiță de o program. O schiță după da. Care... Păi nici nu avea cum, nu avea timp. Măi, a fost luat așa. Dar nu ți se părea normal ca guvern tehnocrat să ai o schiță în 5 puncte și atât? Nu era mai simplu. Și eu sunt pe ideile astea foarte simple simplu. Și scurte. Mai ales că ai un an de zile. Fac asta, 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 asta. Dar lucrurile alea le faci. Organizezi alegerile. Când ai așa un aparat imens în spate, nu prea mai poți să faci în 5 puncte. Că ai balastul ăla pe care trebuie să-l cari. Ori el trebuie să scape în primul rând de balast. Și după aceea să aibă un guvern mic, flexibil, cu funcționari puțini și extrem de activ și competenți. Crezi că nu a avut timp de a rămas la același număr de ministere? N-a avut timp să micșoreze? Nu știu, nu putea pentru că a desfințat un minister, să știi că înseamnă, e un mecanism al foarte comasa. Complicat. Nu, măcar al comasa. E foarte complicat, e foarte, foarte complicat. E vorba și de bugete și de hârtii și de o groază de lucruri. E foarte complicat. Asta nu poți să o faci peste noapte, dar poți să o faci într-o lună, două, trei. Poți să o faci. Să o proiectezi și să o faci. Însă trebuie să și voteze Parlamentul. Că nu poți să schimbi componența guvernului din 20 și câți avem noi acum? 27, 28, 21, 23? 21, parcă. Nu știu, habar n-am. Că eu îmi doresc un guvern din 11 miniștri și un premier.
12, ca cei 12 apostoli. Atât îmi doresc. Și fiecare să nu cu 100 de miniștri. Păi ce avem noi? Ce populație avem noi? De sute de milioane? N-avem nici 20 de milioane, că au plecat vreo 4, 5, 6 milioane din țară. Ce nevoie avem de peste 20 de miniștri? Ne ajung maximum 11 și cu premierul 12. Fiecare minister să aibă câte 4 direcții, nu mai multe, da? Fiecare ministru să aibă câte un singur consilier care să fie și purtător de cuvânt pentru care direcțiile și se consiliază cu directorii din direcții și le ajunge. Ce așa o armată în administrația asta? O armată atât de costisitoare și nu numai că este costisitoare, dar armata asta știi ce face? Pune bețe în roate proiectelor și de aia noi nu facem nimic. Noi de-aia distrugem, la noi suntem captivi ai mitului meșterului Manole. Domnule, ce construim ziua, dărâmăm noaptea. Asta facem de când, mă știu eu, de când, din 90 de fapt, că parcă înainte nu era chiar așa. Înainte nu era libertate de exprimare, libertate de circulație, libertate de conștiință, dar parcă se mai construia câte ceva. Bine, cu abuzuri, e adevărat. Însă acum uită-te și tu. Nu se face nimic. A, ce mă revoltă cel mai tare. Domnule, mi s-a făcut pe strada mea, pe vremea lui Videan, reține. Chiar dacă are el păcatele lui, domnule, s-a făcut strada, s-a săpat la 2 metri, nu știu cum, s-a refăcut totul, asfalt. Foarte frumos, foarte bun și rezistent. Nu s-a stricat în al doilea an. Dar s-a schimbat administrația și au venit noi primari și au început să sape după canale, să sape după nu știu ce, să strice asfaltul și să pună zgură din aia pe deasupra, care după o ploaie două se face groapă. Dar nu numai pe strada Tondine, tot București. Mă, dar totuși Videanu făcuse ceva, îl acuzau cu nu știu ce, cu bordurile. Alea bordurile. Dar a făcut totuși niște treburi în capitala asta, pe cuvânt. Deci am văzut acum... Și au venit ăștia și au stricat totul. Am văzut ca să ia bani, să spună ei că n-a făcut Videanu bine și că trebuie să facă ei. Sau uită-te, sunt societăți din astea care au canale pe sub pământ. Mă, în loc să se vorbească, uite, prima dată faci tu reparațiile, faci tu canale noi, vor mă fac eu strada. Sau tu nu, de la faci gaze, tu canale, sau tu... gaze, electrica, da, tot pe tot, strada tot, asta și după aia vin și fac reparație. Ei știi cum fac prima dată, fac strada, repară strada și pur mă vină aia de la electrica, ce? De la nu știu unde, păi să repare și să spargă. Știi de ce? Că nici eu n-am știut și la fel același lucru spuneam și eu. În momentul în care îi spargi strada, după ce a reparat-o cineva, și-a pierdut garanția. Deci dacă o stradă e făcută prost, da... A, și e reparată, s-a pierdut garanția. S-a pierdut garanția și poate să se întâmple orice. Asta e șmecherie. Da, am înțeles. Da, asta toată ziua, bună ziua. De asta se repară o stradă după care o vezi spartă. Gata, s-a pierdut garanția în momentul ăla, toată strada. Și nu mai poți acuza societatea. Nu mai poți să acuza societatea, exact. Uite, vezi, eu n-am știut, am aflat și eu ceva. Nici eu n-am știut. Acum două zile, când m-am dus pe Călăraș, am văzut odioasele de borduri roșii. Alunegoiță, deci tot sectorul. Roz. Eu stau în zonă, dar uite că nici n-am văzut că sunt roz. Doamne, odioase, deci le puneau acum până spre Unirii. Niște odioșenii da, de beton. Unirii am văzut ceva roșcat, deci, așa pe jos. Deci se duc așa pe toate niște betoane, toarnă pur și simplu betoane. Pe zona verde niște betoane, că nu sunt borduri, sunt niște delimitări, nici nu știu ce sunt. În tot sectorul sunt niște betoane. Pur și simplu trag betoane cu o fundație. Roz. Mai probabil că are domnul Negoiță niște firme care trebuie să încaseze niște dar bani. Dar cred că zeci de kilometri, în tot sectorul sunt. Domnul Negoiță, nu vă țineți, domnule, de prostii. Am văzut că ați desființat o groază de case destinate copiilor defavorizați, care veneau acolo să facă lecții, care primeau mâncare și au cam dispărut. Și de pe Matei Basarab, și de pe Lucaci. Și copiii ăștia, am găsit eu niște familii, stau în niște corturi, că au fost alungați de peste tot cu tot cu familii și nu se mai duc la școală. Pentru că au fost desființate toate centrele astea. Acolo, în sectorul 3, era un om extraordinar de capabil la Direcția Socială, de Protecție Socială. Am și uitat spre rușinea mea, vă rog să mă iertați, domnule, dar era un om extraordinar de bun. De ce? Pentru că eu mă mai ocupam, când vedeam copii pe stradă că nu se duc la școală, îi abordam și întrebam, de ce nu te duci la școală?
Păi eu n-am certificat de naștere, n-am nu știu ce. Și zic, hai să mă duci la mămica ta. Și vorbeam cu mămica, de ce n-aveți? Păi nu avem, că noi stăm aici și eu nu știu ce să fac, nu știu carte, nu știu să citesc. Și mă duceam cu mămica, mă duceam la domnul acela director de direcție socială, le lua numele, le făcea actele, era un om extraordinar de inimos. Primul pe care l-a dat afară domnul Negoiță, Robert, el a păi fost. Normal, păi cum, păi de știu, o... el a fost. Hidoșenile astea gros sunt la fel de hidoase ca hotelurile lor. Deci când vii pe splai încolo și vezi hidoșenia de hotel, e, la fel de hidoase sunt. Ce mă doare pe mine bordurile astea, mai dar cum e... poți să bagi milioane în bordurile astea, în kilometri de borduri? Deci eu nici nu vreau să mă gândesc că vine alt primar să dărâme. Deci ăla e beton, beton. Deci tot Bucureștiul a pus beton pe spații verzi. Deci nu măcar pe... Deci eu am stat... Am văzut și eu pe deci... Unirii, pe acolo, pe da, Alba Iulia. N-a pus pe bordură unde era bordura. Avea și un spațiu verde. Da, știu, da? Știu, știu. În mijlocul spațiului verde și erau trage... copaci, a tăiat copaci, copaci. Da, care abia crescuseră pe bulevardul ăla Unirii. Păi, dar nimeni nu-l oprește. Trebuie să tragem kilometri de betoane ca și să vină cea să-l oprească. Și erau și vai ce am mai suferit după trei ăia. Oamenii acei din sectorul 3 le place să stea cu hidoșenile alea roz. Eu stau în sectorul 3 și sunt foarte supărată. Nu zici hidoșenii, adică dar chiar nu înțeleg. Dar am sunat de nu știu câte ori pe Robert Negoiță, deci, inclusiv pentru copiii care nu se duc la școală. Dacă gusturile lor, dar bănuiesc că este un arhitect la primăria sectorului 3. Dacă domnul Negoiță are gusturi de roz, păi să-și facă dânsul. Că eu știi ce văd? Că eu stau aproape de primăria sectorului 3. Eu văd niște gipane în fiecare zi pe acolo, prin fața primăriei și stau și mă întreb că de fiecare dată sunt altele. Oare ale cui or fi și ce afacere mai pun la cale? Deci o stare curios cât costă. Că atât de simplu se fac, pun două lemne, vine o betonieră, le toarnă și pleacă mai departe cu doi oameni și fac zeci de metri. Nu știu uite, cât costă. Uite, chiar o să mă uit. Deci e tare curios câți kilometri au pus și cât a costat metru liniar. Nu știu. Dar uite, de chestia asta chiar nu m-am ocupat și nu mă pricep. Deci niciodată mi-a spus în ochi atât de hidoasă era. Stau în sectorul 3. Deci atât de hidoasă, deci să te uiți. Eu. Pe cred mine că dacă m-au o interesat filmare... copiii care sunt lăsați de izbeliște în sectorul 3. Asta mă doare cel mai tare. Din cred că cu un kilometru de urățenie de aia, faci un acoperiș pentru un copil. Da, da. Deci da. Garantez că milioane de euro au costat urățenile alea și o firmă de casă. Da. Dar eu nu știu, arhitectul ăla, păi ar trebui să le ia pe, dacă să le ia și pe domnul Negoiță, arhitectul sectorului 3. Păi ce arhitectule, cine ești tu, cum ai... Da, o poveste, să relatez o întâmplare absolut reală. La noi s-a spart țeava de apă pluvială și de sus până jos ne inundam unii pe alții. Și ne-am inundat atât de tare unii pe alții, că a și plouat, am prins un sezon ploiesc, încă domnule au început să se topească pereții. Și am reparat și după ce am reparat am început să zugrăvim și noi prin casă, nu? Să facem să reparăm. Și când am vrut eu să pun gresie și faianță în bucătărie pe un perete, tot încercând să curățăm ca să reconstruim peretele cu saci, o groază de saci de materiale din alea de construcție, a căzut domnule peretele. Cu totul. Știi cum era, în ce era ținut? În două pene de lemn de tavan. Și a rămas numai așa o plasă de sârmă care a târnat de o bucată de plasă de sârmă. Și dau telefon la inspectoratul de construcții ca să vină să constate că mi-a căzut peretele. Nu că l-ai dat jos. Că nu că l-am dat eu jos. Eu dimpotrivă, eu aveam nevoie de acel perete acolo. Însă să-l reconstruiesc era peste puterile mele deja. După vreo 5 zile a venit și numai după ce am plătit eu taxiul. Că în 30 de zile, păi domnule, eu am echipa de oameni, am firma care îmi face reparații, nu poate să stea degeaba omul ăla. Trebuie să vii să constați că mi-a căzut peretele, nu înțelegi? Nu. Ăștia sunt funcționarii. Bine, n-am zis că sunt jurnalistă, n-am zis că sunt, că nu mă folosesc de profesia mea ca să-mi rezolv problemele personale. Dar vreau să spun că asta este. Și cum este la primăria sectorului 3, imaginez că este peste tot. Luăm o scurtă pauză, după care revenim și tragem concluziile serii. Am revenit, am vorbit de guverne, de primării, de... Odin, e ceva în regulă în țara asta? Și da, întreb pe tine. Da, da. Avem tineri minunați. Eu n-am știut că avem tineri minunați. I-am văzut după tragedia de la Colectiv. Eu nu am știut că există.
Și eu de atunci sunt foarte optimistă. Știi că m-a apucat chiar și o ușoară depresie. Că spunea, noi, ce se întâmplă cu țara asta? Pentru ce am ieșit în decembrie pe stradă? Pentru ce au murit oameni? Pentru ce mi-au murit prieteni atunci? Pentru cine? Pentru ce? Ca să se îmbogățească toți derbedeii nației? Dar când am văzut după tragedia de la Colectiv, pe acei tineri minunați, și le-am văzut privirile lor furioase, am știut că viitorul nostru este pe mâini bune. Și eu sunt sigură că ei vor ieși din nou în stradă atunci când va fi nevoie. Numai că trebuie să fie cineva care să îi mobilizeze. Nu mai avem nevoie de tragedii, acum avem nevoie de modele paideice, de modele, da, într-adevăr, etice, care să vină în față, să devină lideri și chiar dintre ei îi rog, da, să-și facă grupuri și să intre efectiv în administrație, în administrarea cetății. Pentru că altfel nu se mai poate, să nu se mai lase călcați în picioare de toți troglodiți. Uitați-vă ce a făcut Arafat, dragi tineri. Că dacă Arafat și-ar fi condus bine subordonații de la ISU, nu se întâmpla nenorocirea de la Colectiv. Și Arafat încă nu este un analfabet, cum sunt alții ăia care nu știu să citească, al de Oprișan și cum îl cheamă, Nicușor Constantinescu sau Vanghele, da? Care sunt regi peste județe întregi. Au fost, acum nu mai sunt și mulțumim lui Dumnezeu că nu mai sunt, mulțumim lui Dumnezeu că avem... Deci Oprișan în continuare. Oprișan, da, a rămas cam singurul, că ceilalți au dosare și urmează să fie priponiți. Și Oprișan are dosar, dar acolo este așa o nebuloasă. Zici că e triunghiul Bermudelor, de dispare dosarul ăla, nu mai este odată terminat. Ce faceți, domnilor magistrați, care aveți dosarul Căprioara? Vă rog, soluționați-l odată, ca să știm și noi. E vinovat sau nu e vinovat? Concluzia este că avem un tineret foarte capabil, îi rog frumos să se implice în viața cetății, să ia conducerea, că se poate, și să facă din țara noastră o țară în care să putem trăi demn. Asta e. Ok, avem tineri, avem oameni în România, dar avem vreun serviciu în administrație în momentul actual? Păi n-am spus că facem concursuri pentru... Păi nu, dar în momentul actual găsim un serviciu. Păi ia, stai mă, ceva... dacă ies în stradă 100.000 de tineri mâine, să vezi tu cum se organizează imediat concurs pentru posturi. Să vezi cum se organizează imediat. Îți spun eu că se organizează imediat. Da? Uite, colegii ne-au pregătit niște poze de a domnului Negoiță. Bordurile domnului Negoiță. Hai să le vedem, că nu știu. Uite, acestea sunt bordurile minunate. Uite-le acolo în plasma, că sunt mai mari. Mi-am adus aminte, așa este. Le-am văzut la intersecția dintre Nerva Traian cu Unirii. Peste tot, în tot sectorul. Peste tot. Borduri pe spații verzi. Noi, de la 1 ianuarie, nu știu exact. Dar vezi că sunt și, au și forme geometrice, triunghi, colțuri. Pe spații verzi, pe ocolesc copaci, taie copaci. Da. Uite-te și tu, uite, că da, vezi, da, mai bine, da, în plasmă, în partea, da, altă. Uite-te și, da, tu ce acolo. Vai, cum poți să turbi betoane? Deci București, după ce că nu are spații verzi de la 1 ianuarie, vom plăti. Vom plăti. Uite ce fac ăștia aici. Deci, ce fac, dragă? Deci toarnă beton în București. Deci asta hai să facem următorul lucru. Să sesizăm parchetul. Deci, uite, toarnă beton peste borduri. Uite ce putem face. Sesizăm parchetul, sesizăm curtea de conturi. Nu știu, aș sesiza și inspectoratul teritorial în construcții. Păi este tot al lor. Sesizez degeaba. Sesizăm și noi niște instituții care aparent sunt independente. Adică parchetul, că zicem că puterea judecătorească este independentă. Uite-te, știu cum arată un din Bulevardul Face Unirii. Parte din autoritatea judecătorească parchetul și că ar fi independentă de politic. Și curtea de conturi care ar trebui să fie independentă. Cum să torn beton? Deci eu, îți dai seama, dacă cineva vrea vreodată... Sau să mergem să picătăm primăria. Doamne, dacă cineva vrea vreodată să scoate acest beton... populația din sectorul 3 și să meargă în fața... Deci uite-te, știu ce frumos arăta înainte. Înainte, da, era un gar verde. Uite-te cum arăta. Deci au scos gardul verde. Au scos gardul să pună beton. Adică vin la mine să-mi scoată mie gardul verde pe care eu l-am udat ani în șir ca să nu se usuce că ei nu-l udau? Păi că nu mai aveau unde să dea bani și cui să dea bani, pe ce contracte. Și au făcut aceste hidoșenii. Facem altceva. Solicitare la primărie. Toate contractele
cum au fost date, ce licitații s-au făcut, cât costă, asta facem. Solicitare la primărie ca să aflăm, pentru că facem pe legea 544 și primarul Negoiță este obligat să ne dea. Mâine dimineață, care a întrebări. Fost motivul? Care a fost? Cine a aprobat așa ceva? Păi punem, facem așa o listă de întrebări și îi trimitem primarului. Fără să-l întrebe primar, putem doar să facem speculații. Și nu numai atât, luăm exact, ne uităm și pe SEAP să vedem pe internet, să vedem, au făcut licitații, n-au făcut, ne uităm pe site-ul primăriei. Cine a câștigat? Astea trebuie să fie publice, dacă nu sunt pe pagina primăriei, dintr-o dată a încălcat legea. Nu, dar primăria generală, acum câteva luni, ne spunea... Este ține de primăria sectorului 3, sau de primăria? Nu, de primăria sectorului 3, la domnul Negoiță. Nu, că numai sectorul 3 are. Dar primăria capitalei, acum 2-3 luni, ne spunea să plantăm pe acoperișul spații verzi, că Bucureștiul va plăti nu știu câte sute de mii de euro amendă pe zi de la 1 ianuarie. Și el taie spațiile verzi. Că n-aveți nu știu cât la sută spații verzi. O să mă uit pe cărți să văd dacă putem să-l dăm în judecată, că eu locuiesc în sectorul 3. Și eu am calitate procesuală. Pentru că cei care nu locuiesc în sectorul 3 n-au calitate procesuală. Deci eu sunt cetățean al sectorului 3, îmi plătesc impozitele în sectorul 3. În concluzie, eu am calitate procesuală să îl dau în judecată pe primar sau, nu știu, o să mă gândesc, să văd, să-mi iau textele de lege, că nu le-ai tare curios pe din afară. Costă. Eu zic și pe mine, cred că milioane și milioane de euro a dat domnul Negoiță pe aceste borduri. Sunt convinsă, pentru că lucrarea este destul de, uite-te, ce solidă este, ce mare este bordura, ce lată. Dă-ți-a cât va costa, de... aș vrea să, dacă va trebui demontată, să ia domnul Negoiță din banii lui personal. Cât va costa să o demontăm? Cât va costa să o spargem dacă se spargi betonul ăsta? Cu cât zgomot și cât praf? Dar eu n-am înțeles de ce o face, domnule, de ce nu lași spațiu verde? Ăsta a distrus o groază de spații verzi. Nu, dar eu asta, arhitectul, domnule Negoiță, arhitectul sectorului, cum poți să lași tu așa? Deci, cred că dacă întrebăm 10 oameni, 9,9, zic că e o urâțenie. La Londra au casele acelea tip, da? Au intrările alea și au scările. Lângă scară au și betonul ăsta. În mijloc îi pun pământ și își plantează flori ca să aibă verdeață sau iarbă. Deci ei speculează absolut orice spațiu pentru a avea verdeață. Și noi distrugem spațiile verzi. Dar eu n-am văzut cetățenii din sectorul 3 să se revolte. Păi uite-te că eu nici măcar n-am observat, ca să vezi cât de preocupat, cât eram eu de ocupată cu serviciu, cu problemele, cu justiția, cu asta, că nici măcar n-am observat bordurile. Uite, deci eu sunt un cetățean inconștient. Îți mulțumesc că m-ai atenționat și o să fiu foarte atentă. O să văd exact ce-i cu asta, că sunt cetățean al sectorului 3. Și să știi că hotărârile astea, dacă sunt unele în termen, pot fi atacate în contencios. Și iar am calitate procesuală pentru că sunt cetățean al sectorului 3. Stai să iau acum cineva ce ne înjură. Și încep să exersez, pentru că pe contencios nu plătești niciun ban dacă faci sesizări. Și mai ales dacă ai și temei legal, poți să și câștigi, poți să-i ceri și daune. Și să-i ceri daune primarului din veniturile sale proprii, nu să-mi plătească mie primarul din bugetul primăriei ca să rămână... Că rămân întotdeauna săracii, copiii, nu se mai plătesc nici alocațiile la timp. Păi o bătaie de joc în primăria asta sectorului 3. Mi-a promis că are grijă de copiii ăia, mă râs că ți-am spus, sunt vreo câteva familii de copii, da, cum să spun, familii care muncesc, care vor să muncească, nu sunt bețivi, nu sunt golani, nu sunt. Și au copii minunați pe care nu îi pot duce la școală, că n-au îmbrăcăminte, n-au caiete, n-au geantă, n-au asta. Există școli speciale și în sectorul 2 și în sectorul 3. Nu ți-am spus eu că a avut câteva locații și le-a desfințat? Sunt copii bolnavi de autism care nu au unde să se ducă. Păi au desfințat, și în sectorul 2 au desfințat foarte multe centre de genul ăsta. Da, și nu-i primesc, că nu au locuri. Dom'le, avem conducătorii pe care nu-i merităm. Repet, atenție la ștampila unde o punem pe buletinul de vot. Să punem ștampila pe cei care merită. Dar degeaba, Ondin, că noi punem aici ștampila pe cei care merită. Dar primarul, nu știu cine, primarul ce votează ăla la capătul țării, care n-a ieșit în viața lui, din satul lui. Primarul poate fi ales de comunitate, da?
E adevărat că ăștia n-au pus două tururi de scrutin, niște nenorociți, că trebuiau să facă alegeri în două tururi de scrutin, nu într-unul singur, ca să iasă la cu 15% sau cu 10%. Asta e nenorocirea, că sunt și șmecheri dărbedei noștri de parlamentari. Dar unde la cine votează? Fonta de 3 ani de zile ne spune creștere, creștere, creștere. Acum 3 ani de zile, înainte să vină Ponta, acum vedem 7 din 10 români își permiteau, e statistic, nu vorbesc eu, își permiteau să-și facă un concediu o dată pe an. Acum 3 ani. Acum 3 ani. Acum... Adică atunci, pe vremea lui Boc, mult hulitului Boc. Da, acum 4 din 10 și noi avem numai creșteri, creșteri, creșteri. De s-a înjumătățit. Pe hârtie avem numai creșteri, dar 4 din 10 români și-au permis în acest an... Oamenii își dau seama, pentru că, uite, o altă minciună ordinară. Prin mai-iunie, când a fost cu TVA-ul, da? Că scade TVA-ul la alimente de la 24% la 9% și se ieftinesc alimentele. Cu două luni înainte, toate supermarketurile au mărit cu cel puțin 20% prețurile. A venit scăderea TVA-ului și puneau acolo TVA scăzut, TVA scăzut. De Marele Ponta care a scăzut TVA-ul. Erau prețuri mici, dar prețurile astea mici au durat maxim o lună. După care, hai să spun, uite, mozzarella, pe care eu o cumpăr de la Mega Image, cu TVA 24%, era 3,39 lei. Știi cât costă acum? 3,80 lei. Da, ceva de genul. Știu că o iau și eu, e aceeași. Da. Și chipurile a scăzut TVA-ul. Dar aici e vina noastră, aici după prea nu mai e vina hai guvernului. Hai să vedem. Noi medicamentele, să uite, eu iau silimarină, da, silimarină. Costă cu 10 lei în plus față de cât costa înainte. Și că taxa clawback desințată, nu mai știu ce, se ieftinesc medicamentele mele. Aiurea, s-au scumpit foarte tare medicamentele. Vreau să vă spun că sunt niște prețuri la medicamente de te doare capul. Dar nimeni nu vorbește ondin, dar e un blocaj, nu sunt bani pe piață. Deci nu există cash pe piață în România în momentul acesta, absolut deloc. Dacă stai de vorbă cu oameni de afaceri, cu nici investitor, nu vorbim de... Nimeni nu are cash. Totul e blocat. Nu se plătesc contracte, nu... Totul este blocat. Nu știu, mi-e tare frică. Eu am impresia că acest Ponta a făcut dezastru în țară. Efectiv dezastru. Dezastru. Și când vezi că pe banii noștri muncim, ne chinim să dăm taxe în impozite și vin și fac aceste borduri, aceste... Aruncă banii, pur și simplu aruncă banii. Da, ăștia sunt bani aruncați. Foarte bine, Cătăline, că ai observat asta. Uite, eu n-am observat, dar sunt bani aruncați efectiv, efectiv. Nu știu ce e în alte sectoare, dar sunt bani aruncați. Ce-ți mai vine? Și de asta vorbeam, ziceai, pe este cine pune ștampila? Este o bătaie de joc. Eu n-am pus ștampila, eu n-am trezmas, n-am pus în viața mea ștampila pe PSD, niciodată. Da, și am votat de fiecare dată. Ca și mine, votează și cel de la capătul țării. Nici eu n-am pus ondin. Am pus uneori pe... Și pe unii care n-au meritat, da, și eu la fel. Și oameni care au meritat. Da, ăla de la capătul țării sau dintr-un sat care are un ajutor social, votează, votul lui e egal cu votul meu. Da. Da, el naște în viața lui din satul lui. Nici nu știe... Asta este valabil pentru alegerile generale și pentru europarlamentare. Dar pentru alegeri locale, el își alege primarul ăla de acolo, de la el din sat și consiliul local de acolo, de la el, din sat, din comună și consiliul județean cu președintele și vicepreședintele consiliului județean, care înseamnă tot administrația locală. Nu-l alegi pe primar, ăsta e ajutorul de lemne, ajutorul social, ajutorul de nu știu ce, ajutorul... Adică eu care, de-aia spun. De-aia spun banii care sunt banii noștri, că nu sunt banii primarului. Eu de-aia spun. Dacă nu se organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor în administrație, totul să fie pe bază de concurs, nimic politic. Dar un concurs cum dau copiii ăștia acum tinerii, bacul, cu camere, să-i vedem și noi că pe acești tineri le pui camere, să-i vedem să nu copieze. Dar n-ai văzut zecile de mii de tineri care au ieșit pe străzile Bucureștiului? Avem tineri pregătiți care pot ocupa astfel de funcții. Care mult timp la televizor, 90% din televiziune ziceau sataniști. Toți sunt manipulare. Sigur că funcționează. Sigur că funcționează, dar între timp și-au dat seama și oamenii că nu sunt. Spre exemplu, astăzi au fost niște reportaje cu un olimpic la matematică de 20 de ani, olimpic internațional, care era sărac cu tot ars, mâna lui dreaptă era arsă și abia aștepta să-și revină ca să poată să scrie. Dar chiar n-au manipulat. De ce spun lucrul ăsta? Am fost acolo și la colectiv, am să pun o lumânare. M-au oprit oameni în vârstă. Da. Care ne-au felicitat că am continuat să vorbim despre colectiv, că am încercat să facem o anchetă.
ne-au oprit oameni de vârsta a treia, numai tineri, pe care nici pe ei nu au putut să-i manipuleze. Există și oameni în vârstă care sunt conștienți că în administrație și în politică, politica și administrația a fost ocupată efectiv de non-valori. Și ei sunt nemulțumiți că își dau seama cât de greu le este și că au fost mințiți de Ponta. Uită-te la cei care îl adulau pe Ponta cu 3 ani și vezi ce opinie au acum despre el. Soția polițistului care a murit în coloana domnului Oprea a decis să dea statul român în judecată. Foarte bine face. Foarte bine să-și ceară drepturile. Foarte bine face. Și statul român, dacă pierde, aș dori să se îndrepte spre domnul Oprea. Da, asta înseamnă personal. Acțiune regres. Da, ar fi foarte bine. Ar fi foarte bine, dar noi nu prea avem. Trebuie să deschidă un proces tot doamna respectivă personal. Adică să-l cheme în instanță pe Oprea. Direct pe Oprea. Trebuie să o ajute cineva. Aș vrea să-l cheme, Oprea. Să-l cheme în instanță. Aș vrea să vedem domnul Oprea unde a fost poate. În acea seară. Prin da, acest se proces. Poate, se poate, da. Să nu mai fie totul secret. Stai puțin, că dacă îl întrebi unde a fost în acea seară, deja asta nu mai este pe cale civilă, este pe cale penală și trebuie să facă plângere penală împotriva domnului Oprea. Dacă îi reproșezi că e neglijență. Nu știu, nu pot să, nici nu știu da. Ce. Atunci trebuie să faci plângere penală. Și acolo depinde, anchetă în care nu ne-a comunicat nimeni. Dacă avea domnul Oprea, și a trecut și acolo o lună și cea, să ne spună, avea dreptul domnul Oprea la... Nu avea dreptul. Legea spune clar. Asta spunem noi, avea... dar el poate își găsise să ne spună cineva oficial. De ce nu spune? Ca și la colectiv, de-abia după o lună de zile a ieșit Ministerul Sănătății să ne dea un bilanț. Nimeni nu ne-a spus nimic de o lună de zile. Da, un comunicat minciuna oficial. Minciuna că ISU n-a știut că patronii sunt vinovați, erau singurii vinovați, dar acolo erau patronii clubului. Da. Nu erau patronii clubului, pentru că iată, ai găsit chiar tu că era o societate organizatoare de spectacole care i-a chemat pe pompieri. O lună înainte și nu s-au prezentat ca să vadă ce e acolo. Și nu s-au pregătit pentru spectacole cu 2000 de persoane ca în caz de Doamne ferește ceva să poată interveni rapid, să-i ajute să limiteze numărul victimelor. Da. Ambulanțele particulare în acea noapte nu au fost lăsate să vină să preia victimele. Au stat victimele și au așteptat. Adică știu, o nebunie, eu asta nu înțeleg. În România e o nebunie. Și de ce să nu-și dea Arafat demisia? Pe asta e să-și dea demisia. Cam asta ar trebui să fie concluzia serii. Arafat trebuie să-și dea demisia. Domnul Nițu, n-ar trebui domnul Nițu să-și dea demisia. Care Nițu? Domnul Tiberiu Nițu, procuror general. Odată, în cazul colectiv, nu ne-a spus nimic. De ce? Păi dosarul Revoluției. Vorbim de dosarul Revoluției. De asta să-și dea demisia, da? Ieri, CEDO a dat o nouă decizie. După ce a închis. Da, pentru o persoană. Dar vorbim pe. După ce a închis domnul Nițu dosarul. Dacă CEDO ți-a dat, păi dă-ți demisia a doua zi, nu mai aștepta să se tene mandatul. Da, pentru astfel de lucru, da, trebuie să dai demisia. Păi asta trebuie să facă domnul Cioloș și guvernul. Asta aștept, eu asta aștept de la un guvern păi de tehnocrați. Păi am văzut că domnul Nițu nu mai vrea să mai fie procuror general. Păi nu mai vrea, dar nu ar trebui să nu mai vrea domnul Cioloș ca guvernul responsabil. Trebuie să-i ceară demisia astăzi. Știi că mai are dreptul la un mandat de 3 ani. Știu, dar trebuie astăzi să-i ceară demisia. Ai închis dosarul? De ce l-ai închis dosarul? Ce a zis CEDO? Da. A zis. Ne-a condamnat din nou. Ia dă și dumneata demisia, că ai greșit. Da. Du-te la unde ai vrut, la curtea de apel Ploiești sau unde vrei, nici noi nu mă interesează. Mai avem... Hai să spun, Cătăline, știi că procurorul are stabilitate pe dosar? Știi? Cam procurorul care a lucrat dosarul ar trebui să răspundă. Dar să vedem și dacă victimele, dar cred că fiind vorba de Asociația 21 Decembrie, nu? Da, păi, acolo au făcut, este avocatul Antonie Popescu care știe care să facă acțiunile. A făcut, a epuizat toate căile data. Da, să facă plângere împotriva procurorului și să-i ceară daune. Eu așa aș face. Da, aberant să închizi dosarul Revoluției când... Tu înțelegi că eu așa aș face? Aș deschide un proces pe civil. Au deschis multe, au făcut și plângeri penale. Au făcut. Nu plângeri penale, că ai zis că la plângerile penale se închid dosarele. Fă pe civil, direct în instanță și cere daune. Pornesc că au făcut, da. Nu, n-au făcut, pe civil nu. Da, nu știu să spun ce au făcut, dar mie mi se pare aberant. Da, dacă CEDO mai pe penal și la CEDO. Și acum ei sunt obligați să deschidă dosarul, care va dura iar 100.000 de ani, până când mor toți și nu mai beneficiază nimeni de nicio reparație morală. Știu, da, vorbim de Arafat, vorbim de domnul
Tiberiu Nițu. Da, când dar greșești... sunt mai mulți care trebuie să-și dea demisia. Da, dar când greșești, după pleacă. După părerea mea, trebuie să plece tot aparatul ăsta care a fost până acum și ne-a dus țara în... Și domnul Oprea debea a plecat, domnul Ponta a ținut de scaunul ăla. Nu vezi ce a zis Arafat? Nu demisionez. Eu nu știu ce ții de scaunele alea, le frică. Mă, dacă ai mințit, că tu ești responsabil, cum poți să dai vina pe subordonați că te-au mințit? Nu, ai zis tu că Isu n-a știut nimic, îți asumi răspunderea și pleci. Din, poate au făcut ei niște matrapazlăcuri pe acolo și le frică să vină altcineva să ceară un audit, să ceară... Eu nu înțeleg eu de ce stau. Că de-aia trebuie să... Nu vorbesc de domnul Rafa, vorbesc în general. Dar nu știu de ce stau ei, de țin de scaunele alea. Pentru că s-au mărit salariile. S-au mărit foarte mult salariile. Acum, hai, știi că la domnul Rafa nu putem vorbi de salariu sau de indemnizație. De păi știm, fundația Smurt, ei cheltuie 15 miliarde numai... Aici nimeni nu vorbește cum păcălește fundația... Păi de la fundație. Păi da, nimeni nu vorbește cum păcălește fundația Smurt cu Smurdu. Lumea, eu am explicat așa seară, Smurdul, fundația Smurt, cu puncte între ea, nu e același lucru cu Smurdul care vedem noi pe Salvări. Știu asta. Tu știu. Da, dar lumea nu știe. Știu lumea că când donează, fundația Smurt este și Gabriela Vrânceanu fie. Deci lumea când donează cei 2%, lumea crede că donează Salvări pentru Smurt. Nu, Smurdul e plătit din banii noștri. Nu. Smurdul este plătit de la bugetul statului. Fundația Smurt este altceva. Da. Toate că aici e o șmecherie, că nu poți să se numească și Smurdu și Fundația Smurt la fel, numai că nu are niște puncte între ele. Da, corect. Da? Asta e o înșelăciune. Este. Poate da? Fi și o poate fi și o. Deci eu îți garantez că 60-70% din oamenii care dau, dacă nu și mai mult, care își donează cei 2% sau ce donează spre Fundația Smurt, ei cred că donează... Da, dar ar trebui cei care au făcut aceste donații să ceară lămuriri, pentru că au calitate procesuală din moment da, ce ai dat. Nu știa. Deci lumea nu știa unde. A, uite, dacă tot ai dezvăluit tu, cei care au donat, să ceară. Să ceară cont, să ceară seamă celor care au cheltuit banii pe care el i-a direcționat spre... Păi numai anul trecut s-au cheltuit, colegii, că 15 miliarde, cât s-au cheltuit? 15 miliarde numai pe deplasări, că trebuie să se cheltuie banii din fundații. Că, și așa se umflă niște prețuri pe deplasări și se scop banii negri. Dar noi suntem jurnaliști, noi am putea să cerem exact pe planul de acțiuni, pe ce tipuri de acțiuni s-au cheltuit banii, cât s-au încasat, pentru că trebuie să aibă, da? Cât s-au încasat din sponsorizări și din direcționarea de 2%, ce ați făcut cu banii, ce acțiuni, pe ce s-au dus banii. Nu, dar asta rapid ar trebui, adică fundația asta rapid ar trebui să schimbe numele. Sau, nu știu, Smurdu să schimbe numele. Da, da, este o parazitare, o căpușare a unei instituții a statului. Da, o instituție plătită din banii noștri. Corect. Este o căpușare a instituției plătită din bani publici, da. Undin, îți mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Deci hai să tragem o concluzie. Și hai să tragem o concluzie. Concluzia este următoarea. Domnul Cioloș, vă rog eu frumos, organizați concursuri pentru ocuparea tuturor funcțiilor, inclusiv în ministere, inclusiv în Palatul Victoria. Primeniți aparatul ăsta de stat învechit și pus numai pe hoții. Asta îmi doresc. Concursuri pentru ocuparea funcțiilor, promovarea tinerilor competenți, școliți. Să scăpăm odată de toate fosilele astea cu 4 clase primare, că Piedone are 10 clase, așa a fost exmatriculat în clasa 10. Nici n-am mai avut să vorbim, scuză-mă, de domnul Pandele, cum și-a dat el 2 doctorate în 2 ani. Da, uite, alt exemplu. Pe cei școliți să scăpăm odată de impostori. Dumneavoastră puteți să faceți asta, pentru că dumneavoastră aveți autoritatea morală. Aveți autoritate morală pentru că aveți școala făcută pe bune, nu pe cumpărat diplome. Asta vreau să spun. Vreau concurs pentru posturi și pentru promovarea tineretului în posturi. Îți mulțumesc frumos. Urmează Grigore Cartianu cu asta, cronică de noapte. O seară bună să aveți. Seară bună.